mă, nimica. Nici nu vedeam să dau microfonul pe unmute. Voi cum vedeți? Bă, se vede bine la webcam. Se vede bine la webcam. Dacă mi-i pun la ochi, gata, nu mai văd drăgușii, nu mai văd nimic în spatele meu. Văd numai culori, mamă, îmi stric și vederea. Vă pup, frățiorii și surorile mele. Bine ați venit la un nou live. După o lungă pauză. După o lungă pauză a trecut ceva timp de la ultimul live. Așa că m-am gândit că este momentul pentru o nouă destinație. Un nou challenge. Bineînțeles, printr-un live așa cum v-am obișnuit, cu un jucător român. Mamă, ce frumos a terminat intro-ul ăsta. Cu un jucător român, fraților, deoarece cea mai mare susținere din partea voastră, cu multe mulțumiri, a fost la ultimul video cu Radu Drăgușin, când am fost la Tottenham. Și că tot vorbim de Radu Drăgușin, suntem cu toții fericiți, deoarece acesta a jucat în această seară aproape 50 de minute, poate chiar mai mult, versus Aston Villa și a făcut destul de bine, nu? Andra, Luca, Anca, Cosmino, Breja, fratele meu, Vlad, GDM, Ștefan, Nica, Berchi, Vlad, Zian, Militaru și el, fratele meu, Sabin, 66, mă rog, toți sunt frații mei, dar zic și eu așa acolo pentru moderatorii mei care n-au mai intrat de mult, Fabian, Mr. Mixtei, Benchi, Vlad, Cristian, Neagu, cu Siu acolo puternic, ia să vedem, cine mai este, Necele, Rareș, Scubi Nubi, te pup, frățioare, și primul membru. Mersi frumos, Scubi, pentru că ai păstrat acolo membru, chiar dacă n-am mai făcut live de 2 săptămâni. Cine mai e? Zian Militaru, Tudor, Marcel, Sazi, Viviana, Ionuț, Teodor, Hala Gloria, Luca și așa mai departe. Ei bine, fraților, suntem pregătiți împreună pentru un nou challenge, o nouă excursie. Dar înainte să îl avem pe invitatul de onoare din seara asta, așa cum am promis, adică pe mama, vreau să vă spun că acest live va fi cum ar veni împărțit în două. Prima parte a live-ului, adică începem cu pack opening, bineînțeles, poate prindem jucătorul din prima și după o să vorbim puțin, așa cum v-am promis, despre siguranța online, un lucru extrem de important pentru noi toți, atât pentru noi cât și pentru părinții noștri. Dar înainte să începem tot ce se întâmplă în seara asta, vreau să urez și eu mare la mulți ani tuturor fetelor și femeilor care se uită acum la mine și nu numai fetelor care se uită acum la mine, ci și mamelor voastre, iubitelor voastre, femeilor din viața voastră și din familia voastră, cu multă sănătate acolo și la mulți ani. Wow. Andrei, vine și el cu un euro, te pup, Andrei, când vii și pe la Arad? Uite, o să vin curând, mai ales că s-a început din nou să se joace pe stadionul din Arad, așa că e o oportunitate bună să mergem la Arad și să mergem direct pe stadionul lor, pentru că la fel cum în Anglia este Tottenham, unul dintre cele mai moderne stadioane, în România unul dintre cele mai moderne stadioane este la Arad, pentru că e nou, renovat, frumos, așa că trebuie să ajungem acolo. Oțelul Galaț va câștiga versus nu știu cine, uite cineva care e fan Oțelul Galaț acolo, Andrei Bahnean, ia să vedem, de la Botoșane zice, te salut cu respect, te pup și eu, bro, și te salut, Robert, ce caută tricou cu Andrei? Păi, automat, acolo va sta forever, Robert, ca să știi, și îți mulțumesc frumos pentru surpriză. Te pup, Sabin, Mr. Mixtei, zice bravo Andrei, joacă Real Madrid acum, ia uzi, tare, am știut eu ceva când mi-am pus tricou. Ideea e că eu sunt fericit că a câștigat Manchester United. O, Napoletane, te pup, bate aici frumos că ne-am și văzut în viața reală. Te pup și te respect. Te pup din Constanța, zice și Teodor, vă pup și eu de aici din Ciorogârla. Să-mi zici că nu-l pui, da mă, stai cu minte că ăla-i tricou meu. Îl țin eu un an și după aia ți-l dau și ție, facem cu schimb, un an și tot așa. Bună seara, Adrian Boc, te pup! Așadar, fraților, așa cum vă spuneam, vom vorbi și despre siguranța online, atât pentru noi, cei care suntem acum pe live, cât și pentru ca noi, tânăra generație sau cei mai mici decât mine, că eu mă apropii așa de generația de mijloc, să ne sfătuim părinții să nu acceseze diverse link-uri și așa mai departe, dar asta vom vedea puțin mai târziu când vom începe discuția, însă până atunci eu zic să dăm drumul la pack opening, nu mai stăm la discuții, pentru că mi-am propus așa, ca să nu mai aud lumea că zice că Tudor, că tu n-ai noroc, că mereu Carlos, că mereu mama ta, că mereu altcineva care vine pe live, voi deschide eu pe primul cont. Ce ziceți de asta? După o chemăm puțin pe mama și știți ce mă gândeam? Având în vedere că facem și live-ul ăsta, ca să zic așa, și pentru mămici, să depanăm și câteva amintiri. Am pregătit câteva poze pentru voi cu mine.
de când eram mai micuț și o să vă povestesc așa toată istoria din spatele canalului de YouTube. O să vă arăt câteva poze cu primul PC, prima consolă, primul joc, chiar și prima echipă de Ultimate Team am pregătit să vă arăt, pe care am avut-o, primul meu pachet norocos. Depanăm amintiri împreună pentru cei care vor să mă cunoască mai bine și să ne cunoaștem împreună, pentru că și voi îmi puteți spune care a fost primul vostru jucător cel mai bun care v-a picat în FIFA, prima voastră consolă și așa mai departe. Hai să vedem, începem cu primul cont, contul lui Marcel direct, trecem pe FIFA și eu zic, haideți cu like acolo forță, uite la 500 de like-uri, la 500 de like-uri vine invitatul special, cred că e cel mai corect așa, 500 de like-uri. Te pup Luca, uite și Carlos, salut Șarpe, te pup Carlos. Dar de ce Robert și cu Carlos mă fac șarpe? Chiar nu o să înțeleg niciodată asta, dar mă rog, trecem mai departe. Voi, sincer, da, sincer, dacă ar fi să alegeți un jucător român pe care să-l vizitez, chiar dacă e un jucător la care a mai fost, care ar fi acela? Eu am unul în cap, dar nu vi-l spun încă. Bănuiesc că poate v-ați dat seama după thumbnail, dar e unul singur, acolo am pus doi. Hai să vedem cine ghicește. Sau, bineînțeles, părerea voastră. Unde vreți voi să mergem următorul fotbalist român pe care să-l vizităm? Mamă, mamă, Daniel, donează și el 5 euro, te mută să-i vadă promovare. Sigur că da, fratelu, mersi frumos. Mersi din suflet pentru donație, bro. Te ajut cu mare drag. Muruțan, ok, stați un pic. Avem așa, Hagi, Drăgușin, Coman, Moldovan, Horațiu Moldovan, Stanciu, Hagi... Messi de România, mă, cine e Messi de România? Muruțan cumva? Cordea, uite, zice Andra, bun, Cordea, mă așteptam să scrie Andra, Florin Iacob. Hai să vedem, mai scrieți, Ali Bec? Ma, fratele Marcel, direct cu 25 de euro, nu se vede golul. În seara asta am propus să nu punem gol, mai ales că v-am zis, avem și un subiect delicat. Mersi mult de tot, mersi din suflet, Marcel. Hai de capul și de zile, man. Hai că am început în forță, fratele Marcel, cu 25 de euro. Mersi mult de tot, frățioare. Apreciez din suflet și haideți cu mare respect pentru Marcel. Pune presiune pe noi, că e primul cont al lui. Pune presiune pe noi să ne pice un jucător tare. Dar eu vreau un jucător tare român. Eu cred că va pica Stanciu, dacă mă întrebați pe mine. Însă mi-aș dori tare mult, vă spun și eu jucătorul pe care îmi doresc foarte mult să-l vizitez, este Horațiu Moldovan. Și deja am și un cadou pregătit pentru el, vi-l spun de acum pentru cei care sunteți pe live. Deci vreau să fac un cadou pentru el, un card, un tablou, ceva frumos care să-i placă cu el. Și undeva, pe tablou, card și așa mai departe, să pun un cod QR. Și când scanează, îl pun să scaneze cu telefonul lui codul QR... Și în momentul ăla să înceapă o piesă. Hai să vedem dacă ghiciți ce piesă o să înceapă. Și o să cânte piesa respectivă. Poate chiar punem TikTok-ul viral cu poza cu el, dacă știți. Cine știe piesa? Hai să vedem. Cine ghicește ce piesă îi punem lui Moldovan să asculte? Uite, Tiberiu a scris doar ea. Exact, uite, Mihnea Burj Khalifa. Aia. Aia e piesa. Bă, fraților, voi ați văzut câte TikTok-uri postează cei de la Atletico Madrid? Foarte mulți spun că adminul ar fi român, dar eu nu cred. Adică mi se par șanse super, super mici ca adminul să fie român. Eu zic că totul a pornit de la Horațiu Moldovan. Ei, au, de fapt, el a transmis mai departe către ei, către club și a spus, băi, uite, melodia asta e cea mai virală acum în România. Și ei când au pus poza cu el, au pus melodia aia. Dar cred că nici ei nu se așteptau la un asemenea succes la TikTok-ul ăla. Efectiv, dacă vă uitați pe pagina lor de TikTok, fac în medie cam 200-300 de mii de vizualizări la un TikTok normal. Și cu Griezmann și cu alt fotbalist. Ce credeți, fraților? La TikTok-urile cu România și cu Horațiu Moldovan, 1 milion. 1 milion și jumătate. 900 de mii, 800 de mii de vizualizări. Și vă dați seama, e marketing în spate și au dat și ei seama că noi românii suntem mulți și puternici. Și profită și ei la maxim să-și crească pagina de TikTok, așa că mergem și noi peste ei direct în Spania și le arătăm și puterea noastră. Știți ce zic? Că 100% o să vadă și ei clipul nostru. Știți ce zic? Hai să vedem. Ideea e că aici nu poate să ne pice, cred. Aici poate să ne pice Stanciu. Ia uite, începem cu Casemiro. Case! Și nu ne-a răspuns, fraților, n-a făcut poză cu noi. Mai încercăm o dată. Hai să vedem. Uite, alt jucător cu care ne-am întâlnit. Malcolm. 2 din 2.
Și culmea, Malcolm, nu știu dacă v-am povestit povestea cu Malcolm, este singurul jucător care mi-a dat mâna la o parte. În momentul când eu am ticul ăsta să iau așa peste umăr pe cineva, când fac poză, să fac poză așa. Și când am pus mâna să-l iau de umăr așa, mi-a dat mâna la o parte, să nu-l ating. Nu știu, e singurul care a făcut gestul ăsta, în rest, niciunul n-a avut treabă. Haideți să vedem. Botman, luăm pe Botman frumos, de la Newcastle. Tancu, Botman, cred că are 2 metri și... Oh, Donnarumma, ok. Bun, Donnarumma, nu e rău. Hai mă, următorul, tată, următorul. Salut, Sara, te pup. Greenwood, ok, o luăm pe ea. Haide mă, cu ceva tare, ceva tare din prima. Alex, donați și-l 5 euro, dacă pică de drăguși mergi din nou să-l vizitezi, te pup, bro, da. Da, merg să-l vizitez dacă pică. Te pup, Alex, și mersi frumos pentru donație, bro. Mersi din suflet pentru donație. Dar, stați un pic că am uitat să menționez ceva. Vizităm primul român de la echipa națională. Deci, dacă pică, spre exemplu, nu știu, Aioani... De fapt, stai că și Aioani e la echipa națională. Spuneți-mi un jucător român care nu e la echipa națională. Stați să mă gândesc. Uite, zic așa, n-am nimic, Doamne ferește. Crețu, Vali Crețu. Dacă îmi pică Vali Crețu, nu merg să-l vizitez pe Vali Crețu. Vizitez jucători de la echipa națională care va fi la Euro, da? Adică de la Euro vizităm. Salut, Adinu, abia am început. Hai cu un like acolo, forță, să facem 500 de like-uri. Între timp așteptăm primul jucător român, dar vă zic, eu zic că cele mai mari șanse le avem la Silver Pack. Eu așa zic. Uite, Săpunaru, zice cineva. El a fost la echipa națională, vorbesc de actuala echipă națională, cei care vor fi prezenți la Euro. Hopa! Hopa! Stați un pic, avem două pachete tare aici. Fiți atenți! Facem o nebunie. Dacă ne pică Hagi, repetăm clipul când mergem să-l vizităm direct pe teren. Dar de data asta am ceva în minte. Vreau să merg la meciul de retragere a echipei... Naționale a României, la generația de aur, retragerea generației de aur. Și acolo poate obținem o acreditare. Hai să vedem. Facem un nou look. Un nou look, uite, îl punem chiar pe Radu Drăgușin. Stați un pic așa, uite, l-am pus pe Drăgușin aici. Marcel, cu încă un euro, respect, Tudore. Nu cred că e același Marcel, că e Marcel Coțofană. E alt Marcel, mersi frumos, fratelo. Stați să închidem monitorul și hai cu Hagi. L-am deschis. Hai să începem direct cu Gheorghe Hagi, let's go! Gheorghe Hagi, venim! Unde e? Aba, da, gata. Mamă, 66 physical. Cine ghicește fotbalistul după ureche și sprâncene? Eu zic că e Del Piero. Eu așa vă, Del Piero și tun scurt. Voi cine ziceți că este? Hai să vedem. Ce ghicește jucătorul? Hai să vedem cine îl ghicește. Ghicește jucătorul. Hai, Carlos, să te vedem, îl ghicești? Cannavaro, uite, Cannavaro. Da, cred că el e, uite. Henri, Col, Del Piero, Wayne Rooney, Ronaldinho. Na, că e Chelios, cred. Hai să vedem. Eu am zis Del Piero, dar poate fi Cannavaro. Machelele. Nu știu ce să zic. Rooney, zice Liviu, hai să vedem. Nu mai e Del Piero. Del Piero este, v-am zis. Del Piero 90, următorul. Fiți atenți că vă arăt și mai puțin. Ma. Doar urechea și părul. Eu zic că aici este... Cannavaro. Poate fi Cannavaro cu poza lui din tinerețe. Uite, și Eduard a zis Cannavaro. Sau Sucher, da, uite, Tudor, ce bine. Pușcaș. Maradona nu este. Hagi, n-are cum să fie Hagi. Ciabi. Ciabi Alonso, Kaká, uite și Kaká, duce către părlu Kaká puțin, Sanchez, știu că are mai mult păr Sanchez, e creț așa, eu am zis Cannavaro, hai să vedem cine a ghicit, da mă, Sucher, cine a zis primul, stați să mă uit, Marcel a zis Sucher, Marcel cu Luca Tacea, te pup Marcel, te pup Luca, ei au zis primii Sucher și cu Yanis, și Yanis a zis și Zabi și David, mama a zis mulți Sucher acolo. Bun, hai, până acum Del Piero cel mai bun. Și ultimul, let's go. Hai să vedem ultimul. Haide-mă cu Hagi al nostru. Mamă, s-a văzut direct ochiul.
Ai, s-a văzut direct Tokyo. Este Zedorf, jucătorul Icon pe care l-am vizitat. Zedorf, luăm Del Piero, clar aici. Luăm Del Piero și mai avem un pachet aici cu Totti. Aici poate să ne pice oare Totti? Să vizităm un jucător Totti? Dar n-are cum să fie român. Dar nu știu, poate cine știe, avem un jucător tare, de ce nu? Nu mă supăr. Voi ce ziceți? Totti moments. Ok. Ce că e slab, zice Daniela. Mă rog, ai că nu da, e slab. Hai să vedem. Îl punem înapoi pe Radu al nostru și mai facem unul. Hai să vedem. Începem tot la fel. Mamă, e verde ăsta. Cine e ăsta, fraților? De la Liverpool. Hai să vă văd aici. O fi Van Dijk direct? O fi Van Dijk direct? Ia uitați-vă voi mai bine. O fi Van Dijk direct? Son. Păi nu, că are Liverpool. Are Liverpool. Uitați-vă aici, are Liverpool. Van Dijk? Sau Alisson? Robertson? Mamă! Bă, ești nebun? Bă, ești nebun, Van Dijk de 91 direct? Cât costă ăsta? Cât costă ăsta, fraților? Stați să verific. Cât costă? Stați să mă uit. Cum o să pice Van Dijk direct și card special? Wildcard, el e. 2.300.000! Ce, Luca e în extaz, că îi știe prețul, cred. 2.300.000 Van Dijk în primele 18 minute de live. Ce se întâmplă? Foi de capul meu, hai să vedem cum ar fi și Son după. Ma... Aici, Sevilla, hai să vă văd aici. Asta e jucător greu de ghicit. Vă zic sincer, nu-mi vine. Nu-mi vine nimic. Hai să vedem, uite, Lamela, zice Vali. Lamela o fi? Da, Lamela e. Bravo, Vali, bravo, bravo. A, aici știu cine e. Când am văzut acolo Hyundai roșu, îi știu, cardul ăsta mi-a picat de peste 10 ori. E... cardul care, nu știu, nu vreau să-l văd. Nu vreau să văd cardul ăsta în viața mea. Morata. Și ultimul, hai să vedem. Na, slab, bă, în orice caz, bombă, zic eu. Bombă, direct. Virgil Van Dijk, nu mai stăm la discuții. L-am luat direct. Top, top, top. Eu zic că suntem bine. Opa, ia uitați ce avem aici. Pachete silver și bronz. Exact de ce avem nevoie. Haide-mă cu primul jucător. Chiar că Bulan. Vezi Carlos? De la tricoul ăsta cu Antwi. Din spate. De la asta. Ia uite Tifo cu România, ce tare. Nu, îi dăm cu XL. Cum să dăm cu XL la România? La 500 de like-uri apare invitata specială. Haideți, cu 500 de like-uri suntem aproape. Exact 500 pe live. 500 pe live. Primul jucător român. 500 de like-uri. Apare invitatul. Și începem să depanăm amintiri, așa cum am zis. Și după ce vom depana amintiri și vom vorbi puțin despre siguranța online, urmează ca mama să deschidă ultimele, adică gen toate conturile și să ne trimită. Mamă, e prima dată când mama mă trimite undeva. Adică deschide ea și mă trimite undeva. Adică am mai făcut live-uri când deschidea pachete, dar nu cu presiune, știți ce zic. Deschideam așa, chill de Caterinca, nu să mă trimită într-o altă țară. Singurul, cred că, de fapt, singurii doi care ne salvează să nu plecăm în altă țară, poate mă ajutați voi aici. Așa, din prima echipă, acum. Cred că ar fi Darius Solaru și Florinel Coman. Dar dacă ne pică, mare atenție, uite, mă dau pe mare să rămână asta, poate o bag pe clip și scrieți și voi acolo ceva să apăresc pe clip. Dacă ne pică vreun jucător din Superliga României, Darius Solaru, Florinel Coman, nu trebuie să-i vizitez la meci, deci nu la meci. Ori la ei acasă, ori la baza de antrenament. Nu vă mai spun că astăzi am avut un safir, fraților. Au venit 3 abonați la mine. Îi salut dacă se uită pe live. M-am speriat prima dată că eu stau pe un drum așa mai lăturalnic și gen se închide drumul. N-are cine să vină pe drumul unde locuiesc eu. Și m-am cam speriat, dar erau 3 abonați. Și mi-am lăsat și un bilețel frumos. Hai să vedem. Te pup, David, respect. Mersi frumos pentru cuvintele frumoase. Aici nu cred că e ceva card special. Bun.
Zeballos. Dar poate să fie după jucător român. Mamă, ce m-am speriat. Niciun jucător român. Ce am numerit eu tricou că m-am dus după el? Ba da, Carlos, dar decizia e la Robert. Antu e prietenul Robert, deci Robert e șeful, el decide. Mamă, Burcă ar fi cel mai nasol, sincer. Că trebuie să mergi cel mai departe. Burcă și Stanciu. Și, de fapt, Cordea este în lotul de la Euro, oare? Cred că da. Cred că, Andra, tu trebuie să ne ajuți aici. Oare Cordea este în lotul de la Euro? Remus cu 10 euro! Te pup, facem 100 de abonați! Facem! Te pup, Remus, mersi frumos pentru donație, bro! Mersi din toată inima pentru donație, apreciez! Ulterior face și promovările când vine și mama mai încolo, adică gen după ce vine și ea și discut cu ea, ne ocupăm, avem până acum de făcut două promovări, le facem ca la carte așa cum știm noi. Te pup, Remus, și îți mulțumesc mult de tot. Așa. Hai să vedem, tată. Mersi mult, Remus, pentru donație, apreciez. V-a speriat, nu? A fost tare donația de la Remus. E tare melodia aia, știu. Și la propriu și la figurat, chiar sună destul de tare, dar mie îmi place mult. Tătărușanu, nu mai e Tătărușanu. Nu mai, acum Târnovanu poate să fie. Târnovanu, uite, Târnovanu, un alt jucător din Superliga României. Și dacă ne pică mai mulți, chatul alege. Deci voi împreună cu mama, dar decizia e la voi, vă zic eu. Decizia va fi la voi. Chatul decide ce jucător vizităm la final de live. Asta în cazul în care ne pică 2 sau 3 sau mai mulți. Uite, ne picase jucătorul de la Leipzig cu care ne-am întâlnit. Hai să vedem Mega Pack. Aici este șansă foarte mare să ne pice Stanciu. Mare atenție. Da, mesajul, uite, acum, stai că mi-a apărut aici ceva. Te pupă, fratele, nu mai am baterie și sunt la muncă, respect pentru mama ta. Te pup, frate, mersi mult și spor la treabă acolo. Scuze, nu vă sunt, că a trecut repede. Așa. Ospina, ok. Jorginho. No. Haide, mă, tată, mă. Ce că nu te vede Marcel nimeni. Cum o să nu-l văd eu pe Marcel? Uite aici, aici din nou sunt șanse mari. Rare Mixed Players Pack. Portugalia. Left back. Nu e. Nu e România, dar după poate fi. Mamă, nimic. Nimic din România. Nimic, niciun jucător român până acum. Cum donez? Ai link în descriere, bro. Mersi frumos. Pentru intenție, Small Rare Gold Players Pack. Ăsta cred că putem să-i dăm skip. Franța, ST. Fii atent că voiam să-i dau skip. Fii atent că voiam să-i dau skip. Fii atent că voiam să-i dau skip. Ah, cum era dintr-un pachet atât de slab să vină direct mare Kylian? Cum era? După Van Dijk, Kylian Mbappé, termina în jocul direct. Atât vă zic, termina în jocul direct. Haide-mă cu România, te rog. Anglia. Aici sunt jucători silver și bronz. Avem șanse. Manchester United. Luke Shaw. Este dat live chat. Este dat. Bun. Niciun jucător român. No. Încă 60 de like-uri și vine invitatul din seara asta. Hai să vedem. Încă 15 pachete aici. Let's go. Let's go, tată. Cordea este în lotul preliminar. Ok, am înțeles. Vedem, poate ne pică Cordea, de ce nu? Hai să vedem. Uite, aici trebuie să... Ștefan, donează și el un euro, salut, bro, multă baftă la pachete, mersi mult de tot, Ștefane, mersi din suflet. Te pup, respect și mersi frumos pentru donație. 80, de aici n-are cum să fie român, clar. Dar hai cu un knockout de aici. Olanda, ST. Nu cred că are ce să fie aici. Nu cred că are ce să fie aici. Este o fată chiar. Ok. Bun. Mai bine dea în skip. Adevărat, Vlade. Adevărat, mai bine dea în skip decât să îmi iau trollul ăla. Așa, hai. 11 jucători gold. Haide-mă cu România, te rog. Că vreau să avem listă la final. Vreau să avem mai mulți. Nici un jucător român. Ne apropiem de 500 de like-uri. Haideți acolo cu 1000 de like-uri. 1000 de like-uri forță astăzi. Argentina. Right back. Este Molina aici, nu? Drago și el cu membru acolo de 6 luni. Bună seara, Tudor. Bună seara, chat. Ai cu 1000 de like-uri, mă.
Pot să-i dau pin oare la mesajul ăsta? Na, nu pot să-i dau că e de membru. Că i-aș fi dat pin acolo cu 1000 de like-uri. Haide mă, tată mă. Haide mă cu România, mă. România, România. Ole, ole, ole. Hai, ultimele 10 pachete, dar cred că facem cele 500 de like-uri. CB Real Madrid Nacho. Să vină Mălina. Să vină Mălina. Și avem jucători de la Rapid. Hromada. Mamă. Jucători de la Rapid. Dar nu avem jucători din România. Uite, Dragoș acolo cu 1000 de like-uri pin. Te pup, Dragoș. Mersi frumos de tot. Haide mă, tată mă. Haide mă. Silver direct. Silver direct. Anglia. Goalkeeper. Nu e. Nu e, fraților. Nu este. Nu este jucător român. Și că mă bântuie Rapidul, da. Bravo lor. Au câștigat pe merit. Hai, încă un jucător în care avem și bronz și silver. Încă 5 like-uri, să facem 500. Haide mă, tată mă. Haide mă, tată mă, te rog. Și acum, după. Mare silver. Păi de capul meu. Nimic, fraților. Nimic. 500 de like-uri. Road to 1000 de like-uri acolo. Așadar, fraților, înainte să o invit pe mama, deoarece v-am zis, ea urmează să vină. Urmează să discutăm puțin, așa cum v-am promis, și e un subiect extrem de interesant, atât pentru voi, cât și pentru părinții voștri. Este vorba despre siguranța noastră în online. Foarte, foarte important, știți foarte bine că în ultima perioadă, cel puțin în ultimul an, odată cu apariția AI-ului, a mesajelor de tip scam și așa mai departe. Vlad Suciu devine și el membru! Te pup, Vlade, mersi frumos pentru membru, bine ai venit în familie! A apărut din ce în ce mai multe țepe prin SMS-uri, prin mail-uri, chiar și eu era să-mi iau țeapă și vă spun sincer, atât cu canalul de YouTube și foarte mulți YouTuberi au intrat în această capcană cu link-uri false și așa mai departe, dar și prin SMS-uri, de exemplu de la Poșta Română, că urmează să-ți vină un colet, apeși pe link, bam, bagi datele de la card și ți-a luat banii de pe card. Ideea e în felul următor, sigur, 100%, mulți dintre voi aveți un prieten, un părinte, o bunică sau iubita și așa mai departe, care poate cred în aceste promoții de pe Facebook sau SMS-uri de tip scam și așa mai departe. Ei bine, voi, cei care cunoașteți deja aceste lucruri sau auziți acum de la mine toată această poveste, puteți să-i avertizați pe ceilalți și să-i preveniți să nu dea click, să nu apese și să nu intre în capcana țeparilor. Foarte, foarte important. Sincer acum, câți dintre voi era să luați țeapă online? Prin SMS, link și așa mai departe. Să fiți implicați într-o fraudă online. Respect, Denis, te pup! Tricou cu anti, nu? Se vede frumos. Da, știu, 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 știu. Ideea în felul următor. Eu primesc de cele mai multe ori SMS-uri. SMS-uri. Și în ajutorul nostru totodată vin cei de la siguranțaonline.ro. Vă las chiar acum, aveți linkul și în descriere, dar vă las și aici linkul. Dacă vreți să intrați și voi să vă uitați, o să intru și eu chiar acum să vă arăt exact site-ul lor, unde puteți intra, o secundă, să schimbăm și scena aici frumos și să vedeți și voi odată cu mine. Acesta este site-ul celor de la siguranțaonline.ro, este un site în parteneriat cu Poliția Română, adică nu este site făcut de cineva, e un site făcut în spate de stat, nu e ceva privat sau să nu se înțeleagă greșit. E făcut în parteneriat cu Poliția Română și aici aveți informații utile, sfaturi și așa mai departe de cum să vă protejați online, de țepe și așa mai departe. Totodată vedeți aici, aveți și un mic cadou pentru mama, 8 martie, cu 7 sfaturi de siguranță online. O să vorbim și despre aceste sfaturi puțin mai târziu, dar în mare parte, așa cum v-am zis și cum bănuiesc că mulți dintre voi ați fost implicați în asemenea țepe, aveți mare, mare grijă, mare, mare grijă. Te pup, Vlade, cu mare drag, ei m-au contactat și bineînțeles că am fost deschis să vorbesc cu voi despre acest lucru și mai mult, nu știu cum să zic, acum nu vreau să sune ciudat ceea ce spun acum,
dar eu în voi am încredere, cei care vă uitați. Că de asta oarecum am legat-o și de partea cu mama și cu o martie. Cei care vă uitați, eu și nu doar eu, tânăra generație e mult mai bine informată decât părinții, bunicii și persoanele mai în vârstă. Bănuiesc că vi s-a întâmplat și vouă de nu știu câte ori să vină la voi bunica, mama, mătușa, ajută-mă și pe mine să fac o setare la telefon, pentru că ei cu tehnologia mai greu. E normal, e normal. Dar voi cei tineri sunteți experți în tehnologie și voi trebuie să-i ajutați pe părinți și pe cei mai în vârstă și să-i atenționați să nu intre în asemenea țepe și în asemenea scamuri. Da, platforma Siguranță Online, că mă întreba cineva, este o inițiativă a Asociației Române a Băncilor, Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Adică e o chestie 100% serioasă, nu e de glumit sau mai știu eu ce, și puteți apela oricând la acest site și să vă informați și să vă uitați și așa mai departe. Uite, cineva zice și eu am fost implicat din păcate. Îți zic, sunt și persoane mai mari și mai mici, tinere, care au fost implicate în asemenea țepe și așa mai departe. Adică toți oarecum ne lovim de treaba asta și trebuie să avem mare grijă cu treaba asta. Și vă zic, aveți chiar și site-ul pe care vă rog să intrați și să-l trimiteți mai departe și prietenilor și părinților voștri. Și uite că tot vorbim să chemăm părinții. Stați un pic că nu știu de mea telefonul. O chemăm și noi pe invitata noastră din seara asta. Stai să-i aducem și scaunul aici frumos. Dar văd că nu mai apare, fraților. I-am zis să vină, dar nu mai vrea să vină. Cred că a văzut că n-am noroc la pachete și zice că e seara cu ghinion la pachete și nu vrea să mai vină. Stați așa să vedem. Că nu vrea să mai apară invitata noastră de în seara asta. Gata, mă, stați. Că... Deci nici n-am apucat să dau apelare, că deja a venit. Poftiți, luați un loc aici. Stai să pun scaunul frumos. Bănuiesc că pe mama 80% dintre voi o cunoașteți. Ia-o pe mama, puneți ochelarii, ia-ți toate perechile de care ai nevoie. Bine ai venit, bine te-am găsit. Bună seara. Hai, pune-te aici frumos. Ce Carlos e. Uite, Robert a râs de tine, a zis... A șters Carlos, dar am văzut. Uite ce a zis, Carlos e invitata. Auzi? De data asta nu e Carlos, e mama care e prietenă cu Carlos, îl știe pe Carlos. Stai să văd dacă ne vedem. Vino mai aproape de mine puțin, ca să ne vedem și să stai... Nu-i nimic. Așa? Și să stăm cât mai aproape de microfon. Ea este mama aceea care sper eu ca în seara asta să ne trimită într-o altă țară. Dacă ar fi să îți alegi o țară unde vrei să mă trimiți în seara asta, care ar fi? Spania. Spania? Deci la Horațiu Moldovan. Horațiu Moldovan direct. Vezi că poate fi și România, am vorbit cu băieții, pentru că avem jucători de la echipa națională care joacă în Superliga României, dar noi sperăm la o excursie frumoasă. Și eu am zis tot Spania, dar vezi că avem și o variantă cam nasoală. Care? Arabia Saudită pentru a treia oară. Așa că ai grijă. Rămânem la Spania. Vino mai aproape puțin. Totul este în mâna ta, însă... Până să ajungem la pachete, voiam să vorbesc și cu tine, ceea ce vorbeam și cu băieții puțin mai devreme. Le-am prezentat și lor site-ul pe care ți l-am arătat și ție mai devreme, siguranțaonline.ro. Chiar te-ai uitat pe el, tu o privire. Ideea e în felul următor, fraților. Eu am încercat de mult timp sau încă de când am luat contact cu tehnologia să o ajut cât pot pe mama pentru a preveni asemenea fraude și așa mai departe. Acum eu voiam să te întreb și pe tine. Totodată, bănuiesc că și tu ai fost implicată în asemenea situații. Nu ți-amintești când ți-am spus că am primit un mesaj pe Messenger? De la Facebook. Pe Facebook, da. Facebook. Da, de la o doamnă din Germania, că dânsa are o boală incurabilă, că ar avea o sumă mare de donat, că vrea să o ajut să distribuie banii ăștia la o asociație și asta. Și eu, fraieră, i-am răspuns că am redirecționat-o către cineva care știam că se ocupă cu asociațiile acestea. Și... Ideea e că eu am văzut mesajul, era un mesaj de tip scam, pentru că doamna respectivă prima dată ți-a comentat la o poză și după aia ți-a scris, când a văzut că i-ai răspuns la comentariu, ți-a scris și în privat. Era un mesaj din ăla mare de tip scam, cu un link totodată unde dacă intrai, pa, că băgai cardul frumos acolo și îți lua toți banii și imediat, deci... Tu ușor vorbeai ca și cum ar fi o persoană reală. Adică tu chiar credeai că e o persoană reală. Da, dar vă zic, nu era o persoană reală în spate, era
un hoț sau un robot, că sunt și anumiți roboți care generează aceste mesaje cu link-uri și da, și să nu răspunzi pentru că știi cum e? Dar știi că a revenit cu mesajul. Păi normal, pentru că îți poate trimite un link și tu din greșeală poți să apeși pe link-ul ăla și doar odată trebuie să apeși pe link. Că automat după aia, cine știe, poate să-ți fure chestii. Din ce știu așa ca telefoane, iPhone-ul e destul de securizat pe treaba asta de virus sau chestii, dar na, acum se poate întâmpla în fiecare situație de genul ăsta. Să te amintești de mătușa ta când a primit un telefon într-o seară, cum că fiul ei a avut un accident foarte grav într-o comună. Asta la telefon? La telefon a sunat-o, da. Și ca să se rezolve situația și să nu fie implicat mai grav, trebuie să trimite o sumă de bani, i-a dat un număr de cont și ea disperată, speriată ca orice părinte când copilului lui se întâmplă ceva, era dispusă să facă lucrul ăsta, atât că a avut inspirația să întrebe dar în ce localitate s-a întâmplat accidentul. Aha. Și a spus o localitate din jurul unde stătea, da. Numai că băiatul ei nu era în România, era plecat în străinătate și lucra acolo. Da, sunt și tot felul de telefoane de genul. Și am mai auzit telefoane de genul. Știu, am primit și telefoane cu numere din afară. Ideea e în felul următor, că mă uitam pe site-ul celor, uite, stați să vă arăt și vouă, stați să mutăm aici puțin pe desktop și să vedeți și voi. Ne uitam puțin împreună, nu știu dacă ați intrat și voi sau nu, pe site-ul celor de la siguranțaonline.ro și avem aici un articol destul de interesant, un nou videoclip educativ despre securitate cibernetică pentru copii. Bănesc că avem și copii pe live, inspirat din Minecraft, că bănesc că mulți dintre voi știți de Minecraft și eu știu, dar nu m-am jucat. Și uite, chiar e o poveste interesantă aici, securitatea cibernetică este o temă vitală pentru societatea noastră digitală, dar cum o putem face să fie mai atractivă și mai ușor de înțeles pentru copii? Răspunsul vine de la Asociația Clusterul de Excelență în Securitate Cibernetică, care a lansat un nou instrument educațional digital, un videoclip animat scurt inspirat din jocul Minecraft. Adică, practic, prin un joc poți arăta asta. Acum am FIFA, că stăteam și făceam eu cum ar veni legătura cu FIFA. Ai putea să pui și în FIFA. Ați văzut cum avem videoclipurile acelea? Că uite, avem în joc aici frumos videoclipurile, nu știu, când dai înapoi, stai că nu știu unde e controllerul. Mai apar aici videoclipuri, dacă știți. Uite aici, în meniu de la Ultimate Team, cu fotbaliști, cu chestii. Ei ar putea să se gândească la partea asta, pentru că, clar, utilizatorii jocului sunt mai mulți copii. Și să pună o chestie de genul ăsta, mă gândesc eu. Ei bine, același lucru l-au făcut cei din Minecraft. Făcând asta și postând acest video în joc și în afara jocului pe YouTube, pentru a atrage atenția copiilor să nu intre în asemenea scamuri și în asemenea păcăleli. Uite, acest video nu numai că insistă pe tineri cu informații necesare pentru a fi în siguranță online, dar și responsabilizează, transformându-i în ambasadorii securității cibernetice în cadrul familiilor lor. Exact ceea ce vorbeam eu cu ei înainte, că cei mici, că uite, majoritatea care ne urmăresc, mai sunt și de ăștia mai bătrâni, cum e Laur, Marcel și așa mai departe, Adrian Nemcu, uite, țesă româna, doamna Buțan. Bună. Dar majoritatea sunt copii, adică sub 20 de ani și ei, mamă, mi s-a pus un cârcel rău de tot. Mamă, ce cârcel mi s-a pus. Așa cum spuneai tu că cei în vârstă... S-a pus mai cârcel. Așa. Gata. Te pup, Dragoș. Chiar mi s-a pus să-i mai cărcel, mai puteam. Mi-am mărțit picior. Așa. Da, eu consider că eu te-am ajutat pe tine cu informații utile în privința asta, da, de-a lungul absolut, timpului. Absolut. Adică absolut. Trebuie să recunoaștem asta și la fel poate să facă... Și de câte ori mi-am luat un telefon nou. Și, cine... și cu te, da, cu tehnologia. Da. Uite, asta voiam să mai citesc. Videoclipul este acum disponibil gratuit. Mamă, stai, avem o donație de la Miki. Fratele Miki, asta este, vă vedem. Donează 20 de euro, te pot și la mulți ani. De ziua mamei, la toate mamele din lume. Și tot înainte, de toate siguranța e foarte importantă. Corect, Miki, nu te rupăm. La mulți ani. Femeilor din viața ta și mamei tale și așa mai departe. Deci, și mamei tale și soțiile și tuturor mămicilor de pe live. Poate eu zic că sunt și mămici care se uită la noi împreună cu copiii. Mulțumim mult de tot, Miki! Gabriel și cu 5 euro! Bala mea trebuie să fie cu mai că poți să fie cu mai că poți să fie cu mai că așa intenționez. Poate o legăm cumva. Dacă ne pică Horațiu Moldovan, poate o legăm cumva. În seara asta, uite, o idee foarte bună. Mersi frumos pentru donație, Miki.
Și acolo cu Hala Madrid. Vă pup și vă mulțumesc. Dacă mi-am pierdut ideea. Aici videoclipul este acum disponibil gratuit în limba română și engleză, fiind accesibil online, exact cum spuneam, pentru toate școlile. Uite, și în școli s-a dat, organizațiile și părinții interesați de educarea copiilor. Dragoș și el cu 5 euro. Să adună la fără acolo pe Instagram. Îți dau dar lasă Instagram. Lasă Instagram. Mersi frumos, Dragoș. Cu mare drag, după vom face și promovările și dau și follow. Te pup și îți mulțumesc. Bun. Într-un mod relevant și cultural, încurajăm pe toată lumea să folosească și să distribuie acest material valoros, contribuind astfel la o societate digitală mai sigură pentru toți. Foarte tare articolul ăsta, chiar voiam să-l citesc împreună cu tine. Și totodată, mai era un articol super, super interesant. Stați așa o secundă, că vreau să mă puțin în PC să-l caut, că l-am salvat aici. Și cu ocazia asta îl citim împreună. Așa, este vorba despre acesta. Uitați, acest material poate arată puțin ciudat la început, dar să nu vă speriați. Deepfake utilizat de infractorii cibernetici pentru promovarea unor oportunități false de investiții pe rețelele sociale. Ei bine, nu știu de ce, când văd videoclipul ăsta, astăzi vreau să mă împărtășesc o veste. E și un lucru amuzant totodată, pentru că vezi că nu te auzi bine, Tudor. Mă aud bine? Te auzi foarte încet. Stai să dăm microfonul mai tare. Stai să dăm microfonul mai tare pentru că suntem doi. Și ești departe de... Și eu sunt departe, da, 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 da. Ți-am și zis și tu la fel să vorbești mai tare. Gata, Michi, mersi frumos. Ideea în felul următor. De, asta le povesteam și lor. De când cu AIU, inteligența artificială, a apărut foarte multe clipuri și gen și cu Iohannis, când le spune copiilor, gata, mâine toată lumea e liberă, nu se mai merge la școală. Am văzut și eu mai ales clipuri. Nu știu, poate îți dau un exemplu, poate acum nu e de râs, dar... Un mesaj adresat pensionarilor. Gata, de mâine mărim pensiile. Și poate mulți chiar cred. Da, mai ales da. Care, na, de-abia au primit un telefon, oamenii în vârstă chiar cred. Și știi și cum sunt pensionarii? Okay. Am aflat eu, îl sun și corect, pe... Corect, și pe vecinul și așa pe mai departe. Să, da, adică trebuie să aveți imediat, mare, mare grijă. Uite ce frumos spune aici. Falsele oportunități de investiții, propagande de infractori cibernetici pe rețelele sociale. Se folosesc inclusiv de noile tehnologii, cum ar fi exact ce vorbeam, inteligența artificială, așa cum o prezenta în continuare în exemplu de astăzi. Atacatorii fac uz de deepfake, tehnologie folosită pentru manipularea înregistrărilor video, pentru a induce în eroare potențialele victime și pentru a oferi un grad ridicat de încredere informației prezentate. Exact ce vă spuneam. Am văzut, spre exemplu, acum se folosesc că e mai real de știri. Efectiv, e Andreea Esca sau o prezentatoare reală și zice o știre. Dar ce știre? Nu că știre, vezi, s-a întâmplat asta. Investește acolo, înțelegi? Sau pune bani aici. Dragoș, mă cheamă Dragoș, gata. Am reținut ID-ul, îți dăm imediat follow după ce terminăm discuția. Să investești în ceva, sau uite, Mr. Beast. Am văzut recent tot așa ceva fake, în care zicea că Mr. Beast a investit nu știu unde, sau... A creat o... Mr. Beast e cel mai popular YouTuber din lume, știi? Și copiii cred în Mr. Beast, chiar cred în el, știi? Cu că am văzut și eu... Și fii atent, dacă te uitai la mimica buzelor, erau exact cuvintele, exact. Era mimica de la cuvintele pe păi care uite le spunea. Ce zice, clipuri în care anumite persoane cu reputații la nivel național girează aceste programe de investiții, sunt publicate adesea de infractorii din online pe conturi de social media, nou create, bineînțeles. Dar sunt foarte bine realizate. Că nu pune nimeni foarte pe contul lor oficial și folosite exclusiv în acest scop. Ori unele compromise care au aparținut în trecut altor utilizatori, de obicei atacatorii se folosesc de imaginea unor oameni politici, cazul de astăzi, oameni de afaceri și chiar jurnaliști pentru a prezenta aceste oferte capcană publicului. Și avem aici cum funcționează capcana atinsă de infractori, exact ce vă povesteam și eu, alte cazuri în care postarea sponsorizată are ca scop principal redirecționarea potențialelor victime către un site și automat acolo intri și hai bagă cardul, hai uite-te aici și cum ne ferim. Asta e cea mai importantă parte. Fiți vigilenți atunci când navigați în mediul online și gândiți logic, în special atunci când întâlniți o ofertă mult prea bună ca să fie reală, ca și cum bagă 5 lei și câștigi 100 de lei garantat, dacă ai băgat 5 lei, 100 de lei. Ai vrăjeală, că nu-ți dă nimeni 100 normal. De lei gratis. Când deschizi pachete din nou, după ce terminăm discuția, am și zis că vreau să vorbesc cu mama și după avem, ca să zic așa, o discuție specială în care vrem să depanăm amintiri împreună, dar asta... Depanăm. Ce? Depanăm. Depanăm. A, da? Depanăm. Scuze. Așa. Analizați conținutul video pentru orice resurs. Iar,
subliniez. Tot Dragoș, dar să tu ce părere de repede să te trăguși? Ai ceva mișto de când ne întâlnim cu el și nu ai filmat. Bro, legat de Drăgușin, sincer, mi-a plăcut mult cum a jucat. Sigur pe el ca de obicei, serios, n-a greșit. Mă așteptam la un gol. Mereu când avea Tottenham corner, mă uitam dacă e Drăgușin Băncareu, dar nu prea a urcat în careu. A fost ultimul om acolo în apărare și... Na. Dar sper să marcheze. Vă dați seama că o să marcheze Drăgușin, o să fie nebunie. Hai să continuăm aici cu punctele, că după aia vreau să ne uităm la poze vechi. Ești pregătită? Vezi că ți-am pregătit pentru azi câteva poze pe care nu le-a văzut, cred că nu le-a văzut nimeni de pe live vreodată. Tu cred că le știi unele sau unele, nu știu dacă îți mai amintești de ele. Nu știu, vedem. Hai să vedem. Următoarele sfaturi pe care le avem, cum să ne ferim de astfel de capcane. Dacă ceea ce spune sau face persoana dintr-un videoclip este șocant sau important, uite, șocant, mă gândesc cum vorbeai de mătușa noastră da. Cu... cazul ăla, mass media va raporta despre acest lucru. Verificați existența informației public. Dacă nicio sursă de încredere nu vorbește despre asta, ar putea însemna că videoclipul este deepfake, normal. Analizați cu atenție informațiile culese din mediul online și evitați astfel de pagini. Exact, puteți să le dați bloc direct, pe bune. Da, dacă da, vezi, îi dai da. Direct bloc pentru că automat, dacă tu te-ai uitat câteva secunde, poate să-ți reapară da. Postarea aia, automat. Și ca să eviți chestia asta, și uite, următorul punct, raportați astfel de postări pentru fraudă către rețeaua socială. Adică nu doar să-i dai bloc, îi dai bloc și raport în același timp. Uite, am pățit, zice și Denisa. La fel și eu, Tudor, zice Dragoș. Nu furnizați date pentru a vă înscrie în astfel de programe capcană. În cazul în care ați introdus date financiare, sesizați imediat banca, iar dacă ați fost păgubit, depuneți o plângere la Poliția Română. Corect. Nu în ultimul rând, contribuiți la răspândirea acestor avertizări și către alți utilizatori. Exact ceea ce facem noi în momentul ăsta, da. Pentru a reduce șansele ca astfel de tentative de fraudă să aibă o rată de succes mulțumitoare pentru infractori. Deci ați reținut aici aceste sfaturi, le puteți împărtăși și voi cu persoanele iubite, cu părinții și așa mai departe. Să știți și voi, stați că mi-a scris cineva aici pentru un cont, îți deschidem și ție cu mare drag, fratelo. Hai să vedem aici așa frumos. Deci am avut articolul ăsta și înainte să continuăm discuția, pentru că vreau să mai vorbesc chiar cu mama legat de acest subiect, așa cum v-am promis, stați un pic, fraților, că voiam să mă mai uit la ceva. Ești pregătită, mama? Sunt, mama. Ata, te întreb, sigur? Absolut. Ok, așa. Bun. Așa. Bun, avem aici o poză. Gata, asta se schimbă scena. Deci ești pregătit 100%, da? Stai că nu mai știu scena, asta e. A, uite, avem și prima poză. Deci le și povestesc puțin despre poză. Asta e prima mea poză cu un PC nou. Da, abia primisem PC-ul ăsta. Nu e primul meu PC. Era un PC nou care rula acolo, cred că e FIFA 11. Dar și PC-ul ăsta nou are o poveste destul de interesantă pe care vreau să o împărtășesc cu voi. O poveste cu final trist, vă zic sincer. O zic eu sau o zici tu? O zicem împreună? O zicem împreună. Vă zic eu, înainte am avut un laptop. Mario, donează și el un euro. Ai putea să-ți mie follow? Da, Mario, îți dau și ție follow. Cu mare drag și mersi pentru donație. Am avut un laptop, primit tot de la mama, bineînțeles, că eu n-aveam bani atunci, i-am luat tot ce aveam, calculator, laptop și așa mai departe. Și eram la liceu, cred, nu? Eram în liceu. Da, erai la liceu. Eram la liceu și cred că era perioada tezelor. Perioada în care, bineînțeles, trebuia să învăț și să nu pierd nopțile. Și într-o noapte, eu aveam, aici dormeam. Iar laptopul era luat pentru referate, corect, pentru școală. Laptopul era luat, că nu, nu era de gaming. Deci da. Chiar calculatorul ăsta era de gaming, trebuie să spunem că mi l-am luat special ca să meargă și jocurile pe el, dar tot cu scopul de școală te-am păcălit să mi-l iei, știi ce zic? Bun, și laptopul ăla, fraților, într-o noapte, ca să scurtez povestea... Când jucai tu pe la ora 2-3 noaptea... Asta am vrut să zic, m-am ridicat frumos din pat pe la 12 și am început să mă joc FIFA, că doar asta mă jucam... Zicând că eu dorm. Exact, crezând că mama doarme, s-a făcut 1, s-a făcut 2 și pe la 2-3 se deschide ușa ușor. Eu am sărit în panul și am făcut atunci că m-am speriat, prea târziu, mama a văzut că nu învățam și mă jucam. Bă, fraților, deci cum iau eu, stați că vară, stați că dau pe mare, să vedeți faza. Deci, era nervoasă, vă zic eu că mi-amintesc, a luat laptopul, l-a ridicat, deci l-a ridicat,
Nu, nu cred că ai dat cu el tare, cred că doar i-ai dat drumul. I-ai dat drumul așa. Am dat cu el, că eram nervoasă. Da, ai dat și cu el? Am dat cu el. Ideea e că adio laptop în momentul ăla, s-a terminat cu laptopul și așa am ajuns să am primul calculator de gaming. Și aici am început să mă juc și mai mult și uite că e de bine până la urmă. Dacă avem o donație. Bogdan! Mamă, acum toată lumea. Gata, dăm. Dacă am zis că dăm la toată lumea. Dăm la toată lumea, că așa e frumos. Mersi frumos, Bogdane, pentru donație. Mai departe. Următoarea poză. Aici vă zic, e prima poză cu primul meu PC de gaming. Și dacă tot am arătat primul PC de gaming, avem prima poză. Chiar sunt primele mele poze. Asta, să fac poza mai mică, că e destul de mare. Când mama mi-a cumpărat primul PlayStation. Eu când eram mic, când doream foarte mult PS2, da. Dar nu am avut PlayStation 2, dar ăsta e PS3. Și primul FIFA pe care l-am jucat pe PlayStation a fost FIFA 13. Aici am făcut poză instant. Și, bă, vreau să vă arăt ceva, fraților, poveste reală. Primul meu, deci am deschis FIFA, știam Ultimate Team tot, că jucasem pe PC. Băi, primul pachet pe care l-am deschis, pachet gratis, ghiciți ce jucător mi-a picat și vă arăt, adică nu e vrăjeală. Cel mai bun la FIFA. Mersi. Vreau și eu, Tudor. Ce anume vrei? PS3? Nici nu-l mai am. Ce jucător credeți că mi-a picat? Nu Hagi. Nu știu dacă era Hagi. Messi. Uite, Hasti a ghicit. Cristiano Ronaldo. Dar nu mi-a picat Cristiano Ronaldo Gold. Mi-a picat direct Cristiano Ronaldo in form, fraților. Uitați și poza cu mine și cu Ronaldo, in form în echipă de, adică echipă de început, vezi, starter team. Cu bronz, cu jucător Ben Arfa. Ia uitați-vă când juca Ben Arfa, Szczęsny când era la Arsenal. Ăsta e Luke Shaw, uitați-vă ce tineri erau. Și uitați-l pe frumosul meu, pe Cristiano Ronaldo. Și tu tot tineri erai. Adică acum ce vrei să spui, că sunt bătrân, da? Aici eram puștean, acum sunt și eu mai bărbat, da. Nu știu. Nu place că n-aveam barbă. Mă face, vezi? Aici eram, aici, da, vezi, aici eram mai slab, cred că eram mai slab cu vreo 10 kg, dar par mai gras decât sta acum. Fără barbă, că fără barbă îmi face capul mai rotund. Dar uitați-vă și voi cum arată Ronaldo in form în prima zi de FIFA. Și aici am început să mă joc și după o lună avem primul meu turneu. Aici era la primul meu turneu de FIFA, tot la FIFA 13, când abia apăruse. S-a organizat la EMAG, parcă, și am avut norocul să fiu extras, că erau acolo peste 600 de persoane și nu exagerez, era tot crângașul plin și extrageau la sorți doar 32 care puteau participa. Și aici m-a extras, am participat și am ajuns până în sferturi, mi se pare, dar am luat bătaie după, știu că am suferit. Și acum am tricoul ăsta cu FIFA 13 primit atunci cadou. Știi că am dormit și cu el o perioadă, l-am folosit o post de pijama. Și aici avem primul premiu. Aici am început să merg la turnee, începusem să merg deja la turnee. Da. Erai de acord să merg la turnee sau nu prea? Eram. Erai, adică era frumoasă atmosfera. Da, că știam că îți face ție plăcere. Și mi-am făcut și foarte mulți prieteni mergând la turnee de genul. Cu mulți dintre voi mă știu de la turnee de genul. Aici câștigasem un sistem de boxe totodată. Aici cel mai dificil adversar pe care am avut la primul turneu, Bebe, unul dintre cei mai buni jucători români la FIFA, la fel de bun ca și Ovi, dar nu face YouTube sau așa, dar vă zic, campion mondial, european și așa mai departe, și era onoare pentru mine să joc cu el. Și acum aici este primul meu top 3 din România. Aici am ieșit pe locul 3, uitați, Buțan, locul 3. Era un fel de campionat național aici și am ieșit pe locul 3. Și acum vreau să vă arăt o poză cu o fază tare. Aici este, cred că, unul dintre cele mai mari premii câștigate de mine. Dar stai că nu știu unde e poza respectivă. Nu știu dacă am salvat-o. Imediat o salvez. O salvez și vă arăt. Stați așa o secundă. O secundă să vă arăt. Cel mai mare premiu câștigat. Stați că intru direct aici pe Facebook. Stați așa, stați că se încarcă greu. O secundă. Că nu o văd aici. Stați așa o secundă. Să schimb aici. Așa. Stați așa o secundă să schimb, ca să salvez direct de pe Facebook. Am aici o grămadă. Stați așa să intru la conversații. Și să vă arăt cel mai mare premiu câștigat de mine la un concurs. La un concurs de FIFA. Stați să dau mai jos să văd unde e. A, nu e aici.
fotografiile tale, aici trebuie să fie. De fapt, stai că le arăt direct aici pe Facebook să vadă, dar nu știu unde e, unde îl vezi pe aici? Știi ce poză zic? Știi ce poză? Că te-ai speriat atunci. Știu, când nu știam ce s-a întâmplat. Uite, aici, stați să vă arăt, uitați aici. Când am câștigat televizorul ăsta, la FIFA 17, 4 ani după, mama s-a speriat, a crezut că l-am furat, vă zic eu, când am venit cu el acasă. Nu te gândeam în stare să fur, dar nu știam de unde. Aici l-am câștigat televizorul ăsta, la FIFA 17. Da, l-am câștigat pe ăsta. Stai că vreau să dau aici, ca să pot să văd și chat-ul, ca să văd ce zic și băieții și fetele. Aici deja erai mare, exact. Stați așa o secundă. Să dau aici frumos. Stați așa. Ok. Bun. Stați să dau aici o secundă. Să intru din nou pe unde e scena cu pozele. Cred că aici e. Da, aici e. Aici e. Bun. Și ia să vedem ce poze mai avem mai salvate. Că am mai salvat poze. Aici a poza noastră înainte să plec la Euro. Aici eram eu cu mama. Înainte să plec la Euro eram fericit că merg la Euro. Și că tot vine Euro, stați să vă arăt, că tot vine Euro, ia uitați aici, hai că voi vedeți. Pozele de la Euro, ia uitați-le. Aici nu mai știu la ce meci era, cred că eram cu Elveția aici, la... Aici România a făcut egal, mi se pare, 2-2 sau 1-1 cu Elveția și după aia am fost cu Albania și aici mi se pare că eram supărat la Lyon. Da, uite, cu Albania, că uite, stai cu Albania, aici a pierdut România și eram super, super supărat. Și stați că vreau să vă mai arăt ceva. Băi, fraților, cine ghicește, uitați-vă la mouse-ul meu, cine e aici în poza asta? Tu nu cred că știi, dar hai să vedem. Vorbește mai tare. Erai naș? Televizorul cadou pentru mine. Ia ziceți, fraților, uitați că vedeți mouse-ul meu. Cine credeți că este aici în poza asta? Carlos, nu e Carlos. Uite, Mario a ghicit. Nu e Carlos, Călinaccio, frate. Că mergeam cu el la turnee. Călinaccio e, da? Uitați-vă cât de mic era. Mamă, amintiri frumoase. Și că tot vorbim de amintiri. Uite, am și eu câteva întrebări pentru tine. Așa, la rece, cum se spune, de față cu toată lumea. Dar să răspund sincer. Cum eram eu când eram mic? Așa, da, mai aproape, că nu ne auzim așa. Cum erai tu când erai mic? Da. Măi, făceam boacă, ne eram ascultător. N-ai fost un copil problemă, dar nici cu minte nu erai. Na, ca toți copiii, cum sunt copiii, na, în general. Trebuie să spunem, acasă eram cu minte. Acasă erai cu minte. Mă rog, nu eram așa, dar cred că problemele mai mari le făceam la școală, nu? O singură treabă mă enerva acasă la tine, că dacă îți făceam o observație și mă enervam, râdeai. Păi și acum râd. Și asta era o chestie care mă scotea din sărite, Și îmi place să râd, fraților, îmi place să râd. Tu râdeai, eu făceam observație de ceva, poate eram obosită, nervoasă și tu râdeai. Asta mă enerva cumplit. Încercam să te fac să te simți bine, să nu fii supărată. Pe la școală făceai tot felul de boacăne. Bă, vă zic la școală, să vă zic ea, nu vă zic eu, zic cum eram la școală, ca să nu zic că le zic eu. Păi în școala generală a fost cum a fost. Și acolo nu ai avut niște chestii, dar în fine. Pe urmă la liceu, când deveniți și tu adolescent, așa mai cu tupeu. Făceam bocăne? Păi făceai bocăne, că, spre exemplu, tot timpul mă chema la școală. După un an nou, după un revelion, de-abia ați început școala și m-a chemat directorul, că i-a aruncat cu petarde pe holul liceului. Mi-amintesc că făcuse roză petarde și le aruncam pe hol, pe geam. Că ai aruncat și cu ghiozdanul nu știu cărui coleg, că l-ai aruncat pe fereastră. Udam fetele, făceam o grămadă tâmpenii. Făceam. Ai făcut niște prostii la ora de engleză, te-a dat doamna afară de la oră, ți-a dat și un 4 la engleză, că ți-a dat afară și ai venit și mi-ai spus că ai luat 4 la engleză. Am întrebat de ce și tu mi-ai spus că n-am fost cu minte la ora de engleză. Așa. Și mi-am spus starea ta de nervozitate se reflectă în nota de purtare, nu în nota de la engleză. Așa. Și am venit la școală să vorbesc cu doamna de engleză de ce ți-a dat 4 la engleză. A, ținte, când zicea, a crezut că ești profesor atunci, nu? Da, și ea zicea mie, doamna profesor. Credea că e profesoară mama, dar n-am mai nicio treabă. Ea zicea mie, doamna profesoră, și i-am spus, cum e posibil de ce i-ați dat 4? Că nu i-ați dat pentru ce știe la engleză. Adică ce, eu plătesc meditații, dar nu știu că la engleză. Da. Și el să ia 4 la engleză?
să-i scădeți nota la purtare. Vă zic, cea mai nebună perioadă a mea, într-adevăr, a fost în liceu. Făceam o grămadă boacă. Da. Ne aveam și doi prieteni. Da, vă zic, nu, putem să spunem asta. Dar tu le puneai capac. Da, eu le puneam capac, dar erau boacăne ale copilăriei, adică eu în liceu, mulțumesc Dumnezeu, nu m-am luat niciodată de vicii, mama știe, n-am fumat și voi știți asta, n-am fumat niciodată, nu fumez, n-am pus țigară în gură vreodată sau ceva, dar, exact, sau alte substanțe, corect, niciodată m-am atins și nici, nu, așa. Dar rest, boacă, ne făceam o grămadă. De asta nici nu mă supăram când merge la concursurile la astea cu FIFA. Decât să mergi în cluburi sau eu știu pe unde, preferam să mergi aici la FIFA. La concursurile de FIFA, așa este. Ce școală sperai să urmezi? Uite, o altă întrebare pentru tine. Ce școală speram să urmezi? Da, adică liceu, facultate, în ce domeniu? Am fost foarte așa mulțumită de liceu pe care l-ai urmat. Dar așa când eram eu mic, ce-ți doreai să devin eu? Sau aveai vreo meserie pe care ți-o doreai pentru mine? Măi, îmi doream pentru tine exact ce-ai făcut. Să mergi pe partea asta de informatică, pentru că știam că este o meserie de viitor. Și îmi doream să faci asta. Pentru asta am și plătit foarte multe meditații la informatică, la care tu să te dai de vorbă cu profesorul. Băi, eram prieten cu proful de info și te duceai cu el la fotbal și exact, eu plăteam meditațiile. Mie îmi plăcea să vorbesc cu el mai mult de fotbal, nu de informatică, dar uite că asta se reflectă oarecum. Rezultatul că acum tot cu fotbalul a rămas. Și aș fi vrut să urmezi în continuare meseria asta de informatician, să mergi pe informatică. Dacă ar fi, uite, să mă gândesc acum, dacă când eram mic, poate ți-amintești tu, ți-am zis eu vreodată că vreau să devin, nu știu, doctor, polițist sau mai știu eu ce? Nu cred că am avut vreun vis. Nu știu dacă voi, unii dintre voi ați avut sau aveți acum un vis, ce meserie? Pentru cei care încă nu lucrează, ce vă doriți să deveniți sau unde vă doriți să lucrați, sincer? Fotbaliști, polițiști, doctor, uite că a intrat și Vlad Ungureanu, el acum e mare fotbalist prin seria A. Salut, Dragoș. Ai prins bilete la Euro? Da, am prins. Ne vedem acolo, te facem. Te întreabă cât ai luat la bac, nu mai mi-aduc aminte. Dar ai terminat cu note mari, bacul ai luat cu notă mare. Bacul, da, bacul. Nu mai mi-aduc aminte, dar l-ai luat cu notă. Ca atare că ai intrat Freezer, la o facultate. Că ai intrat la o facultate foarte bună cu media de la Legat de frizerie, că vorbeam și cu Mari, că voi știți pe Mari acum e nou tunde și o face super bine, că el m-a atuns ultima dată. Au evoluat toate meseriile, adică înainte ca să te tunzi erau tunsori normale. Acum clasice. Sunt niște denumiri fade. Tu ce înseamnă fade? Nu. Adică uite, trecerea asta de la scurt la mare se numește fade acum. Au evoluat și în bine, zic eu. Adică acum poți să-ți faci model, poți să faci o grămadă de chestii. De-aia nu se numește frizer acum. Se numește stilist sau ceva de genul. Da, corect, așa este, așa este. Da, mai am o întrebare legat de ceea ce fac eu acum. Cum ai văzut tu treaba asta când m-am apucat de YouTube? Sau dacă mai ții minte momentul când m-am apucat de YouTube? Păi lucrai când te-ai apucat de YouTube și ai avut o perioadă când n-ai avut proiect la servici. Și mi se pare că aveai și o zi pe săptămână care rămâne, teoretic lucrai de acasă, dar n-ai avut proiect, tu te-ai apucat de... Da, aia a fost perioada. Eu niciodată nu m-am gândit că tu o să iei așa în ploare cu YouTube-ul și că o să... Nicio. M-am gândit că este un hobby, o chestie păi așa a pornit totul. De chiar plăcere, așa a pornit de totul. Amuzament, de distracție. Da, vă zic și vouă de unde a pornit totul, exact secunda. Eu am primit foarte multe sfaturi înainte, de la Ovi, când am intrat în echipa națională de FIFA, am zis, bă, apucă-te de YouTube, că uite... Poți să te legi de performanța asta, că ești în echipa națională și oarecum, na, ai și grupul FIFA București, ești admin și pe FIFA România, că eram cu FIFA înainte și oarecum poți să expui mai mult ceea ce faci tu pe YouTube, că vede mai multă lume. Și eram super emotiv. Mă rog, nici acum nu pot zic că mama sunt cel mai curajos, dar nu puteam să vorbesc. Dacă dădeam la cameră și îmi puneam microfon, mă pierdeam, adică nu puteam să leg două cuvinte. Și țin minte și acum... eram la muncă și în pauza de la muncă, dacă îți vine să crezi, am sunat direct pe cineva de pe OLX și în pauza de la muncă mi-am cumpărat și microfon. Eu am primit microfonul de la Logitech, că l-am acolo, dar încă l-am montat, microfonul ăsta pe care folosim și acum și cameră web și fix în seara aia am dat drumul la un live și am dat share pe FIFA București și pe FIFA România și uite că de la un live tot a fost mega spontan, într-o zi am luat și decizia, am cumpărat și microfon, că de pe OLX am la mâna a doua, știi? Am vorbit și m-am întâlnit direct în pauza de masă și web-ul
Nici aveam placă de captură chestii, făceam direct în consolă, se mișca mai prost, dar nu mi-e împăsat să fac live, știi? Să am primul meu live și da. Mă simțeam și eu, mamă, fac live, aveam două persoane pe live ca idee. Era Mareș, știi, acum aminte, Mareș și încă un băiat și stăteam cu ei acolo. Dar de asta, mai ales că eu când mă jucam foarte mult, nu-ți convenea. Nu. Când exageram cu joaca, pentru că neglijam școala, dacă ar fi, știi? Și de asta. Și uite că tot vorbeam de chestia asta. Ce sfaturi ai pentru cei care ne urmăresc, pentru tinerii mai ales care ne urmăresc acum în privința asta? Ce sfaturi? Să-și urmeze visul și ceea ce le place, să facă ceea ce le place. Asta este foarte important. Corect. Știi că aveai tu o vorbă, când faci ceea ce ți place, nu ți se pare că lucrezi. Nu simți, chiar nu simți. Păi așa și este, da. Așa și este. Să se gândească foarte bine înainte să-și aleagă o meserie, indiferent care este acea meserie, dar să o facă cu pasiune, cu dragoste, corect, cu plăcere. Corect. Asta corect, e foarte, corect. Foarte, uite, foarte Valentin important. Întreabă de ce nu ești fotbalist. Eu mi-am dorit să fiu fotbalist, dar la un moment dat am avut ocazia, vă zic, nu știu dacă am povestit asta vreodată sau nu, să dau niște probe la Dinamo. Cineva m-a ajutat să merg să dau probe, repet, poate nu le luam, dar aici ai intervenit tu și ai zis nu, nu mergi pe partea asta, trebuie să vezi de școală. Ideea e că dacă te hotărăști să iei pe partea asta cu fotbalul, la un moment dat, nu știu exact vârsta, vorbim de 14 ani, 16 ani, trebuie să te decizi. Adică dacă vrei să faci fotbal 100% de performanță, ți-ai luat la revedere de la școală. Păi ce, 13-14 ani e deja târziu. Eu cam așa văd. Până la 13 ani... Nu știu, depinde la ce nivel vrei să ajungi, da. Corect, că poate să fie și mai devreme. Dar la un moment dat, când ești copil și vrei să mergi pe partea asta, eu mă refer să mergi full cu fotbalul, nu știu, te duci prin afară și așa mai departe, trebuie să renunți, adică nu poți să te duci la școală sau chestii de genul ăsta. Nu poți să le faci pe ambele. Și automat tu nu ai fost de acord cu asta și, și de asta. Până la o anumită vârstă, clar poți să mergi în paralel cu ambele, fără niciun fel de problemă. Și dacă faci asta doar din pasiune, poți să mergi forever cu ambele în paralel. Dar nu performanță. Dar nu performanță, gen... Dar pot să dau exemplu, acum poate mă duc prea sus. Dar dacă vrei să ajungi ca Radu Drăgușin și așa mai departe... Alex, vreau să-l 5 euro, lasă-ți visele, mâine am nevoie de oameni pe șantier. Gata, Alex, să venim. Gata, așa facem, ne vedem acolo. Te pup. Nu e o rușine să muncești. Corect, nu e o rușine. Nu e o rușine, muncim oriunde. Și uite, primul meu job a fost să împachetez cozonaci. Uite, nici asta n-am mai stăt niciodată. Tu știi asta? Da, două săptămâni. Da, două săptămâni. Ce, a fost primul meu job. Am luat un ban, am muncit, am împachetat cozonaci. Nu mi-era rușine. Ea și chiar... epuizat, dar erai fericit și... când ai terminat. Da, și gândește, 12 ore a fost. 12, da, știi, da, da, 12 ore pe 12. Zi. 12, da, mereu am asta, mama, eu zic 12 și 12, da, mă rog, tot, aia, băieții știu asta. Ce sfaturi ai da părinților celor care ne urmăresc? Că la asta acum poate lângă cei mici sau așa sunt și părinții păi care ne urmăresc. Ce sfaturi am dat copiilor, le dau și părinților. Să-și încurajeze copiii să-și urmeze visul. Ceea ce le place să facă. Chiar dacă uneori și poate e mai greu. Chiar dacă este mai greu, dar să aibă încredere în ei, să aibă încredere în copii. În copii. Și... copiii care sunt mai micuși și sunt încă sub tutela părinților și asta, sfaturi pentru părinți. Unu, să-i urmărească tot timpul, să fie în spatele lor, ca o umbră. Să-i ferească de anturaje, să-i corect, ferească corect. Și asta e important. Că acum sunt atâtea și atâtea și atâtea ispite din astea, așa e. Foarte multe. Și cel mai important, părinții să fie prieteni cu copiii. Uite, da, și suntem. Da, gata, noi să fim prieteni? Am fost și suntem în continuare. Să fie prieteni da. cu copiii, indiferent că greșești, toți copiii greșești. Noi am greșit când am fost copii și toți copiii greșesc. Corect. Dar important este ca în părintele lui copilul să știe că are un sprijin, că are pe cineva corect. Care îl îndrumă corect. Și mai mult decât în părinți nu poți să ai încredere în nimeni. Așa este. Și uite, cu ocazia asta, uite, îți mulțumesc și eu pentru tot ajutorul și sprijinul. Nu știu cât dintre cei care ne urmăresc știu, dar nu e o rușine sau așa. Eu de la 2 ani nu mai am tată, așa că mama pentru mine a fost și mamă, și mamă și tată am fost noi doi și vom fi pentru totdeauna noi doi acolo o echipă. La fel să fiți și voi cu părinții voștri și cu mama și cu tata. Noi n-am divorțat. A, nu. Tatăl meu a decedat când eu aveam 2 ani. Mama a decis să se decidă și să își dedice viața doar pentru mine. Nu și-a găsit pe altcineva. Eu vă zic, pentru mine s-a dedicat cu totul pentru mine. Și știu asta. Și de-aia am fost și foarte, foarte bun prieten. Și haideți cu un respect acolo. Haideți că ne apucă emoțiile. Haideți cu un respect. Haideți cu un respect acolo.
pentru mama care a venit în seara asta să fie alături de noi și în continuare, acum, uite, a venit rândul meu să te ajut și eu, vezi că așa e cu generația. Așa este, și așa cei este, mici, mama, să-i ajute pe cei mai în vârstă cu tehnologia, că despre asta vorbim astăzi, cu sfaturi și așa mai departe. Uite că tot știi și tu site-ul. Bănuiesc că, na, acum e moda să și cu TV-ul și cu știrile, există și știri false la care trebuie să avem foarte mare grijă. Absolut. Și legat de fraude, totodată că avem aici linkul pe care vreau să îl arăt și lor o secundă. Adrian e un copil bun. E un copil bun. Știu că e gluma cu fraudele legate de investiții financiare. Uite, aici mai avem să ajungem. Nu, dacă vezi odată un copil autist sau o soră, ia auzi, o luăm pe Andra, sora mea. Oricum Andra tăi sora mea și îți mulțumesc mult de tot. Legat și de, noi te iubim, Andra. Legat de fraude, fraților, stați un pic că voiam să schimb scena și să vă arăt aici fraudele legate de investiții financiare. Că despre asta nu am vorbit. Mare grijă acum, știți că există foarte multe modalități cu investiții financiare. Reprezintă, uite, scheme frauduloase în care indivizii, că aici poate să te contacteze cineva personal telefonic, sau entități necinstite, promit investitorilor potențial oportunități de investiții extrem de profitabile, dar care în realitate nu există sau sunt înșelătoare. A fost pe evrea, mai de foarte multă vreme, nu mai știu pe de când, un joc Caritas, în care toată lumea era încurajată să participe, că o să câștige și o să câștige și o să câștige sume exorbitante. Și băgai bani? Cunosc persoane, am avut colegă de servici care și-a vândut casa și a pus la Caritas. Cunosc multe persoane. Serios? Care au depus bani și bani mulți și au pierdut tot. Aceste scheme sunt diversificate și pot fi tranzacții, da. Și acțiuni fictive, criptomonede inexistente, uite și acum cu cripto trebuie scheme să avem piramidale, mare. Exact ce spuneam cu Caritas, da. Sau produse financiare fictive. Cum se manifestă? Așa, din sesizări primite la poliția română, că v-am zis, ei ne-au trimis acest material, s-a constatat faptul că persoanele vătămate au accesat pe diferite rețele de socializare postări care conțineau reclame cu privire la servicii de investiții Alexandra financiare. Alexandra Hodis, mulțumesc frumos! Respect, mulțumim pentru cuvintele frumoase. Iar du-te dracu. Uite. Mi-a zis, ceva frumos. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Dăm aici un remove. Lasă-o. Da. Așa. Unde eram? În continuare a fost contactat telefonic de persoane cunoscute care utilizau numere de telefon atât românești cât și din Marea Britanie. Autorii, după discuții repetate, reușesc de obicei să convingă victimele să se înscrie pe diferite platforme de investiții online. Investițiile inițiale sunt destul de mici la început, corect că bagi la început mai puțin bani, de ordinul câteva sute de euro. Investiția constă în acționarea de criptomonede și transferarea acestora către portofelele electronice indicate de către autori. Sumele respective apar apoi în contul victimei, deschis pe acele platforme de investiții și după aia îți iei la revedere. Bănuiesc că și aici avem caracteristici generale identificate, promisiunea de îmbogățire rapidă, exact ce vorbeam, ușurința cu care se renunță la sumele de bani, cedarea conturilor, exact ceea ce nu trebuie să faceți, da. Nivel înalt de resurse tehnice pentru atacatori, presiunea asupra investitorilor. Seamănă puțin cu povestea, cum ziceai tu, cu presiunea. Da. Atenție, în mod frecvent, fraudele cu investiții se caracterizează printr-o serie informații limitate sau despre investiții. Investitorii nu au acces la informațiile de bază, cum ar fi locația fizică a companiei sau strategiile de investiții, dar nu lipsesc promisiunile unor câștiguri exagerate, bineînțeles. Modalități. Aici vreau să ajungem. Modalități eficiente de prevenire. Educație financiară. Uite, partea asta am început și eu să o studiez în ultima perioadă și cu ocazia asta, dacă e Vasile pe live, îl salut pentru că el m-a ajutat foarte mult. Cea mai eficientă modalitate de a vă proteja împotriva investment frauds este să vă educați permanent. Stai că aveți donație. Dragoș! Da, dau follow, dar am zis să terminăm. Am zis să terminăm și îți dau cu mare drag. Înțelegeți ce înseamnă o investiție sigură, cum să recunoașteți semnele de avertizare a unei fraude și să fiți sceptici înainte de a investi bani. Educație digitală, verificați cu atenție, bineînțeles, atenție la promisiunile nerealiste, cum e Adrian Nem îmi promite și nu se ține de promisiune, nu oferiți informații personale. Niciodată. Ok,
chestia asta e foarte importantă, nici buletinul să nu-l trimiteți, nu mai zic de card și așa mai departe. Cerere de informații scrise, ca să fie ceva scris, nu vorbe, chestii, ca să puteți să demonstrați sau, Doamne ferește, în caz că sunteți sepuiți, să mergeți cu acea cerere scrisă la poliție. Și când primești ceva scris, citește. Nu se... Uite, vezi, eu de foarte multe ori, din cauza nerăbdării... Indiferent de la cine, citește tot înainte de a semna. Așa e, așa acolo poate să fie un cuvânt strecurat și... Uite, pot să zic lui Moldovanu Andrei, mersi pentru cuvintele frumoase. De acum încolo citesc, știu că de obicei lumea nu înjură, dar mai sunt și cazuri. Asta e, ne-am luat țeapă. Nu cedați presiune, transfer de bani. Dai și mie 10 lei, dai și mie, dai și mie, dai și mie. Și cea mai importantă, raportați fraudele. Dacă sunteți victima unei fraude cu investiții sau suspectați că cineva vă încearcă să vă înșele, raportați situația autorităților financiare și poliției. Foarte interesant. Uite, avem și un test la un moment dat. O să vreau să facem și un test. Dar mai avem ultimul articol despre care vreau să vorbim și după aia vreau să facem un test împreună cu chat-ul. Da. Sunteți de acord să facem un test împreună și să vedem ce ați răspunde voi? Niște cazuri reale. Practic ne vom confrunta cu niște cazuri reale de scam. Și vom vedea cum gândiți voi, dar fără troll. Uite, Carol, ce zice? Mi s-a dat cadou 20 de iPhone-uri, dar nici acum nu le-am primit. Păi stai că o să le primești, dar mai așteaptă puțin, Carlos. Mai așteaptă puțin și o să le primești 100%. Stați așa, o secundă, ca să ne uităm puțin și la acest articol. Așa, bun. Stați așa o secundă. Așa. Asta, metode de a proteja de fraude legate de investiții. A, seamănă asta, seamănă destul de mult, dar stați să le mai arăt și lor o singură dată. Și vreau să mai vorbesc ceva de o zi internațională, am stat foarte interesant. Asigură-te că verifici de mai multe ori sursele, orice propunere de investiții, cu un câștig mare de la persoane necunoscute. Câștigurile mari pot ascunde o fraudă. Vă zic sincer, eu de foarte multe ori mă uit atent și pe TikTok. Îți dă niște indicii, niște cuvinte. Intră și ai mare cadou. Da, trebuie să ai grijă, de fapt cadoul ăla nu e un cadou real. Grijă la mesajele nesolicitate pe e-mail, social media și așa mai departe. Aici știți și voi foarte bine, de obicei mesajele de genul încearcă să fie trunchiate de către aplicațiile social media, la spam și așa mai departe, dar tot pot apărea în inbox-ul vostru și aveți mare grijă la ele. Nu comunica și nu întreține o relație cu reprezentanții falși ai platformelor financiare, indiferent de insistența lor și de presiunile pe care le exercită pentru a investi. Nu instala aplicații pe telefon, uite asta foarte importantă, nu instala aplicații pe telefon, calculator, decât din surse oficiale. Mie și acum e frică, când primești ceva oficial tot mi-e frică, adică mă uit de două ori înainte. Asigură-te că ești în siguranță, asigură-te că e singura persoană care are acces la aplicații, site-urile de investiții, nu și persoana care ți-a vorbit de investiții. Nu furniza altor persoane datele personale sau bancare, exact ce vorbeam mai devreme. Și atunci când primești un e-mail suspect, nu îi răspunde. Asta e problema cea mai întâlnită la youtuberi. Aici au pățit-o mulți youtuberi și youtuberi mari, inclusiv Shelly. Mă rog, el zice că nu a apăsat, el a apăsat cineva din echipa lui. Când primești link-uri, dacă dai click, poți să primești, dar mai ales dacă ești pe PC, tu prin link-ul ăla i-ai dat acces la tot PC-ul tău. Poate să-ți pară canalul de YouTube, poate să-ți golească cardul, poate să-ți facă mult rău, să dea mesaje, spam la prietenii tăi. Adică ăsta e un punct extrem de important cu mail-ul și cu link-urile suspecte. Dacă crezi că ai fost înșelat sau ai furnizat date bancare altor persoane, anunță imediat banca la care ai conturile și, bineînțeles, poliția. Bun, ești pregătită de test? Dăm un test împreună? Aici pe siguranțaonline.ro. Hai să vedem. Stați un pic să pregătim și testul. Și mai era o chestie tare pe care voiam să o arăt. Așa, cu ziua internațională. Asta mi s-a părut destul de tare, cu ziua internațională. Așa. Stați un pic, fraților. Gata. Aici. Asta e testul. Dar asta mi s-a părut tare, Ziua Internațională a Siguranței pe Internet. Cum să te protejezi de fraude în mediul online în 10 pași.
Și îți explic aici, chiar îți explică pas cu pas. Cu evită să accesezi link-uri, nu da click, fii atent la mesaje, citește cu atenție. În mare parte seamănă, dar e foarte important să le citiți pe acestea. Sunt comansate toate informațiile. Exact, da, uite aici, mi se pare mai detaliat. Îți voi date de pe cardul personal, nume, număr, dată de expirare. Da, pentru că ai nevoie de toate ca să poți accesezi cardul respectiv. Da. Instalați cea mai recentă actualizare ale sistemului de operare și antivirus, că și antivirus e important, asta pentru calculator și așa. Asigură-te că toate dispozitivele pe care le folosești pentru a naviga pe internet funcționează în baza versiunii actualizate sistemelor de operare. Protejează-le cu antivirus, folosește parole cât mai bune, toată lumea știe, eu asta înainte, informații parola mea mult timp vă și zic Tudor Buțan, Tudor, numai așa îmi puneam peste tot parola, Tudor Buțan, până mai zic cineva, băi, puneți o parolă mai strong, că e numele tău, Tudor Buțan, poate să acceseze oricine, orice cont al tău. Așa. Și cam asta ar fi, asta mi se pare interesant, cu cele 10 sfaturi, așa că eu zic, pregătită, hai să dăm testul. Hai să punem aici, că aveam sound acolo, Tudor Buțan, ok, și aici, așa, Buta 92 Tudor, punem Yahoo și dăm începe. Hai să vedem, primești un SMS de la magazinul online preferat, ce faci? Dai click pe link, salut Tudor! Magomag te premiază cu 100 de lei. Ia premiu doar azi. Deci doar azi. Ador magazinul, am încredere în el, așa că normal că dau click, abia aștept să-mi iau ceva haine. Ce răspuns? Aici ar apăsa 100% Adrian M. Eu așa zic, pe 1. 2. Nu numai că dau click, dar trimit mesajul și prietenilor mei ca să beneficieze și ei de ofertă. Și aici ar da Carlos. Și 3. Merit un voucher, dar nu dau click înainte să sun la call center și să confirm că e de la ei. Clar, nu dau click. Asta e. Mai departe. Arată indiciile. Îți arată și procentul aici. Da. Mergem mai departe. Care dintre datele de mai jos sunt corespondente cardului bancar? IBAN, ok. Nume și prenume, număr card, cod, așa, dată de expirare, nume de utilizator, parolă pentru contul de internet banking. Nu. Ce ați răspunde aici? Hai să vedem. Eu aș da X. Andra, hai să vedem. Irizeu zice 2. Sper că la asta, nu? Și că bă, cardul... Stai că Carlos crede că ăsta e cardul meu. E aplicație. E pe site-ul Siguranță Online. Carlos, nu e cardul meu. Carlos crede că e cardul meu. 2, da? Toată lumea zice 2. Asta e corect. Mergem mai departe. În ce situație nu trebuie să furnizezi datele de pe card? Atunci când trebuie să primești bani, înregistrarea la un serviciu online bazat pe abonament lunar, cumpărături de la magazine online, plată online a facturilor. Deci nu trebuie să furnizezi datele de pe card. Atunci când primești bani. Corect. Dar vreau să răspundă și ei. Hai. Voi ce ziceți? Ai zis, gata. Ai zis, mergem mai departe. Ești sunat de către o persoană care spune că este de la bancă și solicită actualizarea datelor pentru că altfel îți va bloca accesul la cont. Ok. Ce bine că m-au sunat, le spun repede totul și CNP-ul și cont bancar. Chiar nu vreau să am conturile blocate, am un plan să fac cumpărături, aș actualiza. Dar când încep să mă întrebe despre datele de la card, le închid telefonul NAS. Dacă erau de la bancă, nu ar fi trebuit să le știe. Corect. Aici, de la bancă, uneori îți pot pune întrebarea, dar ce întrebări? Nume și de obicei există o întrebare de securitate. Da. Nu știu, habar n-am, numele cățelului sau sunt diverse întrebări de securitate. Deci voi ce ziceți? Ui, toată lumea e cu 2 aici. 2. Carlos care face troll cu 1. Mergem mai departe. Primești un document nesolicitant de la o persoană prietenoasă sau cunoștință. Îl deschizi? Ia să-ți mâine. Eu aici zice nu. De la o persoană prietenoasă, dar de nu, sau cunoștință aici, dacă mi-ai trimite tu, da. Da. Da, uite, Dan Mihai, nu știu cine e, nu-l deschid. Nu-l deschidem, mergem mai departe. Ești un oraș cu prietenii, când odată primești un mail cu alertă de securitate. Uite, aici mă gândesc eu, mai ales că noi avem și alarmă la casă și primim alerte destul de des de la alarmele de la casă. Ce faci? ID-ul tău a fost utilizat pentru autentificare. Accesez linkul de mail. Băi, uite, pare real asta. Deci pare reală. Mailul ăsta pare real. ID-ul a fost actualizat. Apple. Da, ai încredere să apeși? Uite, appleid.com. Schimbă-ți contul. Eu zic că îl ignor mailul ăsta. Accesez linkul de mail.
Stai să vedem, arată indiciile. Adresa de mail a expeditorului pare a fi cea oficială. Eu am zis că aș apăsa. Eu am zis că aș apăsa, dar acum, îți dai seama, fiind pe un site și nevăzând exact, nu știu, eu îmi dau seama, vă zic sincer, că uite, a fost bun asta. Aici, după echipa Apple de obicei, la un mail oficial, ai o ștanță, o ștampilă, o ceva, care arată că e 100% oficial. Un mail, uite, uite asta, uite, corect, că n-am fost eu atent. O vezi aici? Da. O da, vezi? Da, da, uite, da, eu n-am fost atent. Da. N-am fost atent. Da. N-am fost atent. Ai o chestie de genul ăsta. Când vezi chestia asta, e clar că e oficial. Dacă vezi, că eu primesc des din astea cu colaborări, chestii, promovări, dacă nu văd ștampila oficială de la brandul respectiv, nu am încredere. Se pare că ești victima unei tentative de hacking. Ar trebui să te panichezi. Ar trebui să te panichezi? Ce faci? Marchez ca spam, dau click pentru a-mi schimba repede parola. Google. Hai că încearcă să-ți fără parola. Aici la fel, uite, vezi, eu zic marchez ca spam. Aici tu ce-i da? Că dau click pentru a-mi schimba repede parola. La fel, dacă e de la Google, dacă e de la Google, o schimb. Dacă e de la Google oficial. Se pare că e genul unei tentative de hacking, ar trebui să te panichezi. Doi așa. Eu doi așa. Doi. Mergem pe doi. Dacă e de la Google, și tot pe doi. Uite, vezi, marchez ca spam. Au luat-o invers. Aici la fel. Nu e nimic, nu e nimic ștanțat de la Google. Ia merge să mai schimbi, nu mai merge. Uite, aici majoritatea a mers tot pe doi. Da, tu da, ai zis unul. Vezi, ai mers pe ce am zis eu. Exact. Primești mail-ul de mai jos de la un hacker care îți cere bani pentru a nu-ți publica informațiile personale pe internet. Și asta am pățit-o. Îl plătești, îl ignori și îl marchezi ca spam, plătesc acum pentru a evita probleme. Aici, clar, ignori și marchezi ca spam. Uite, cred că totodată avem mai și o statistică, cum au răspuns oamenii. Da, 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 3% da, da, au da, zis așa. Da. Asta e pentru cei de la siguranță online, să vadă cam cum ar răspunde oamenii da, da, și da, să-i sfătuiască. Că uite, e tare că și zice, arată indiciile, știi? Da, da, este da, relativ ușor că cineva să trimită mail în numele altor persoane. Click pentru a avansa. Corect. Da. E foarte ușor să-ți faci o adresă de mail. Primești un mail care pare a fi de la colegul tău de lucru. Deschizi documentul atașat. Dan Florian. Nu verific înainte despre ce este vorba. Tu te plătești mai link-ul către politica noastră revizuită privind munca de acasă. Nu mai bine. Și uite, să apeși să deschizi. Da, obișnuiesc să nu las colegii să aștepte așa că urmezi. Uite, eu verific aici. Da. Verific. Poți să-l suni, dai un telefon. Da, 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 da. Băi, Dane, ia zi, tu ai trimis ăsta? Uite, Dan a răspuns corect aici. 1. Care este diferența între un cont IBAN și un număr de card? Contul IBAN îl oferiți atunci când voi trebuie să primiți bani, deci când, nu știu, cineva, un prieten, o conștiință trebuie să vă trimită bani, nu oferiți numărul de pe card și datele cardului. Oferiți IBAN-ul. Este o înșiruire de numere care nu se află pe card, deci IBAN-ul nu este pe card, să știți. IBAN-ul, ori sunați la bancă și vi-l spune, ori îl găsiți pe aplicația voastră de banking. Dacă bănuiesc că majoritatea care aveți carduri, aveți o aplicație de banking și acolo puteți găsi IBAN-ul. Îi dați copy-paste și dați. Niciuna să nu-l numim așa. IBAN-ul reprezintă contul bancar, numărul de pe card identifică instrumentul de plată. IBAN-ul reprezintă codul de pe card, numărul de card identifică ordine... Nu. 2. 2. Direct. Mai departe. Care dintre următoarele acțiuni reprezintă un risc pentru securitatea datelor tale? Și avem aici criptez datele, scanarea cu un antivirus a linkurilor primite, plată online pentru cumpărături de rețele Wi-Fi publice fără parolă, accesarea contului de internet banking, actualizarea software-ului de pe dispozitive. Deci care dintre următoarele acțiuni reprezintă un risc pentru securitatea datelor tale? Scanarea cu un antivirus a linkurilor primite, nu e risc. Plata online pentru cumpărături de rețele de Wi-Fi publice fără parolă, accesarea contului de internet banking nu e un risc. Actualizarea software-ului de pe dispozitive nu e un risc. Cred că 2. Uite, și Davice tot 2. Mergem pe 2. Mare și că 5. Uite, Irizeu zice 3. De ce? Că nu mi se pare un risc aici. Accesarea contului de internet banking. E aplicația lor. Hai să mergem pe 2. 2 sau 3 a fost aici. Hai să vedem. Vedem și statistica. Da. Uite, 2 era. Uite, mulți au zis după că 1 și după aia. Da. Realizezi că ți-au fost extrași bani din cont fără știrea ta, este de recomandat să anunți prima dată. Poliția, DNSC, banca, familia. Eu în cazul ăsta sun la bancă. Da, bancă. Și pe urmă poliția. Da, bancă, prima dată. Ai cunoscut la o nuntă un văr din partea mirelui, te sună și te roagă dacă poate să-ți dea niște bani pe care să-i trimiți cuiva care are nevoie de tratament medical urgent. Iar el nu are conturile în țară
e des plecat la muncă în afara țării. Ce faci? Paranteză aici. Nu știu dacă ți-am povestit săptămâna asta, am pățit ceva. M-a sunat direct un număr și nu am răspuns, că nu răspund la numere străine. Insista, mi-a dat mesaj după. Ce crezi că a făcut? Era un băiat care mi-a trimis pe Revolut 700 de lei. Nu-l cunosc, nu știu cine e. E băiatul respectiv, a tastat o cifră greșit la numărul meu de telefon și m-a sunat de pe numărul ăla greșit și mi-a demonstrat că numărul ăla într-adevăr are o cifră greșită. Eu aveam 700 de lei în contul meu de Revolut și m-a rugat să-i trimit banii înapoi. I-am trimis, adică n-ai ce să pățești aici. Împotrivă, eu puteam să-i fac un rău, dar bineînțeles, i-am trimis banii înapoi. Îl ajut normal, suntem cu toți oameni, vorba aceea, ajutând omul care are nevoie, nu când vrei tu. Abia l-am cunoscut, oare familia lui nu poate ajuta, dar cine știe, poate nu se pricepe, mă simt ciudat, dar îl ajut, e pentru o cauză bună. Nu plimb, banii unui necunoscut prin contul meu, cine este de fapt. Corect, nu cunoști, nu riști. Îți faci un conturizator pentru să ai ce parola folosești. Tudor Buțan, am zis, Tudor Buțan. Una simplă, uite asta, una simplă de ținut, dar puternică, nume așa. Aceeași procură folosesc peste tot, altfel voi uita. Și asta, mulți gândesc, și eu am gândit mult timp varianta asta. Inventez o parolă pe care mi-o notez undeva bine. Are litere mici și mari, nu mai folosesc nicăieri. Uite, aici poate fi o discuție interesantă între 1 și 3. Da. Pentru că, uite, tu cred că ai folosit 3. Tu notezi parolele. Nu e un lucru rău, dar stau să mă gândesc dacă îți fură cineva notițele. Din casă? Uite, chiar sunt curios. Nu se știe. 1-3, vezi? Uite, și în chat, bătălia se dă între 1 și 3. Eu aș zice 1. Una simplă de reținut, dar puternică. Da? Nu știu, 1 sau 3. Nume, 1, 2, 3, 4. Are și litere și cifre, sub nicio formă. Da, dar e mai strong. Eu gândesc tehnologic e mai strong. Înțelegi? Ia, poți să schimbi aici parola asta? Da, uite, poți să scriu, ce tare. Tudor Buțan. A, uite, vezi, dar nu e strong. Dar poți să iau asta de aici? Nu știu dacă poți să iau. Hai, apăsăm? Nu, păi eu zice 3. 3? Hai, uite, merg pe mâna ta. Eu merg pe 1. Aia nu contează, greșim, nu e problemă. Hai, merg pe 1? Da, eu aș merge pe 3. Era 3! Deci, vezi? Uite, vezi? A fost mai bine cum ai zis. Never, uite, deja văd. Evit să accesezi link-uri când? Attack Simulator, contul noastră, bine ați venit, contul noastră a fost adăugat cu succes, apăsați link-ul de mai jos. Primești, deci eviți să accesezi când? Primești comunicări de pe canalul oficial al unor companii sau organizații, primești mesaje nesolicitate din surse necunoscute, încă nu am validat transmiterea mesajului care conține acel link cu expeditorul. Mama, aici chiar... Evit să accesezi link-ul când primești mesaje nesolicitate din surse necunoscute. Aș merge pe asta. Încă nu am validat transmiterea mesajului. 2. Și eu zic tot 2. Apăs direct. 2. Clar 2. 80%. O greșeală la mea, O greșeală la mea, da. Una cu una. Cam asta a fost și cu testul, fraților. Încă o dată ne mulțumim mult de tot celor de la siguranțaonline.ro pentru implicare. Și cu mare drag am colaborat cu ei pentru live-ul de astăzi. Și în încheiere, ca după aceea trecem la pachete, așa cum am vorbit cu voi, vreau să împărtășiți ceea ce am vorbit noi astăzi, să rețineți totodată. Sper că a fost un dialog frumos și pentru tine și pentru cei de acasă și constructiv și amuzant și cu amintiri, cu de toate. Sfaturile din partea lor, încă o dată repet, este un site în parteneriat cu Poliția Română, nu este un site făcut de cineva sau ceva, să nu credeți, este și un live educativ, totodată îl consider eu, și uitați, de aici puteți descărca sfaturile din cele 7 sfaturi de 8 martie, ca să zic așa, pentru mamele și pentru părinții, bunicele, bunicii voștri și așa mai departe, pentru familia voastră, și să share-uiți și cu ei. Sper că v-a plăcut. Bă, sincer, v-a plăcut? Eu zic că a fost fain, a fost frumos. Și am învățat, uite că și eu am învățat lucruri noi. Eu zic că a meritat. Și eu zic că a meritat și am învățat împreună lucruri noi. Ești pregătită? Facem și 1000 de like-uri forță acolo. Pregătită? Hai cu excursia! Hai să vedem unde ne trimite mama. Unde ne trimite mama. Nu, uite, da. Salut Cristi, te pup! Uite și Marius zice, da, foarte, foarte fain și Robert. Salut Leo, te pup, a fost interesant, zice și Marius. Uite, în continuare suntem peste 300 de oameni pe live. Vă mulțumesc mult că ați stat cu noi și hai să vedem, tată. Hai să vedem pachetele. Golim conturile.
Te invit aici. Hai să vedem dacă mai știi cum să deschizi pachete. Baftă! Doamne! Descurcă-te! Cu X? Hai, dă-i direct. Dă-i X. Direct acolo, X. Direct Raia, uite, zice Cristi. Doamne ajută! Haide-mă, tată-mă. N-am mai deschis un pachet. De mult timp, nu? Hai, baia de când a fost ultima oară pe live-ul tău. A, știu. X. Acum dai X ca să apară jucătorul român. Care e jucătorul tău român preferat? Din mulți jucători pe din, care îi știu da. Eu. Zi 1. Vedeți că mama știe fotbalici români. Hai de X între timp. Hai. Alege orice. Nu zic Drăgușin, că ai fost tu acum. Poți să zici Hagi, că bănuiesc că Hagi. Hagi nu mai e jucător. Nu, no, am zis din toate timpurile, din toate timpurile. Stai că m-am exprimat eu greșit. A, așa da. Hagi, nu? Hagi. Hagi, da. N-are cum. Bunicul meu se uita des la fotbal și mama îmi povestea că era implicat acolo în meci. Uite, cu jucătorul ăsta m-am întâlnit eu. Cu Lucheba. Și zicea, când o să se facă Tudor mare, o să-i pune tataie un cercel ca lui Maradona. Ca Maradona. Chiar. Hai să vedem. Spania. CM, let's go. Te salut, Iuhi. Am trimis share pe contul tău. Oh, gata, s-a făcut. S-a făcut. Băi, dar așa cum am promis, mie îmi place să mă țin de promisiuni. Asta e că tu, eu îți dădeam ție să manevrez mai departe. Dar... dar ce crezi că eu sunt Carlos ca să mă pricep să... Acum avem nevoie de Carlos să, hai, Carlos să ne ajute. Așa, stați așa o secundă. Să dăm aici frumos. Pentru că, așa cum am promis, avem de făcut și niște promovări. Și vreau să le facem ca la carte. Haide mă, 1000 de like-uri acolo, forță, Dani Olmo. Uite că ne-a picat și la Adrian Ema acasă jucătorul ăsta. Hai cu jucător român. Salut Patricia, te pup. Hai mama lui Tudor, uite. Hai de ce faci? Doar pe un buton trebuie să apeși, de ce te oprești? X. Tudor, hai să ne urmărești pe Instagram. Păi asta fac, le iau pe rând acum. Le iau pe rând de astăzi cu prima donație. Uite, prima donație a fost de la Deniu. Să-l ajutăm și pe el cu o promovare pe YouTube. Hai să... X. Deci mereu e cu X. Câți abonați are? 438. Ia uite, are și clip cu mine, cât de tare. Are și clip cu mine. Acum apeși pe ăla în spate, uite pe ăsta. Așa. Haideți acolo să-i facem minim 500 de abonați. Minim 500 de abonați la fratele nostru. Dragoș, tu doar mai dai follow acum, mamă. Deci Dragoș e fiert. Cred că a donat de la început de live de 5 sau 6 ori ca să-i dau follow. Fii atent, Dragoș, că îți dau acum. Îți dau follow. Haideți cu un subscribe la fratele nostru aici frumos. Tot să facă minim 500. Ăla din spate, da. Ăla din spate. Când vezi România, te oprești. Când vezi România, te oprești că e de bine. Plecăm. Atunci plecăm când vezi România. Remus. Fratele nostru Remus. Manchester City. Hopa. Hopa. Na, e fată. E fată și o vezi că tu nu cred că ai deschis cu fete. E prima dată când deschizi și sunt și fete în joc, așa-i? Da, da. Vezi că da. Acum sunt și fete în joc. Poate cine știe, cunoști vreo jucătoare. Fratele Remus care a donat acolo 10 euro cu tot cu taxe. Da. Da, în spate. Haideți și cu un follow puternic pe pagina lui de Instagram. Vă zic eu, dacă intrați aici, vă face mare poftă. Opa! E special! Liverpool! Dragoș, te pup! Soboslai! Lasă-l! Soboslai, fraților! Mamă, lasă-l! Ai deschis cu jucători speciali sau era? Te-ai uitat la pachet? Nu, am apăsat pe X. Bă, era cu jucător special garantat? Să știu dacă mă bucur sau nu. Haide X! Mulțumesc, Dragoș! Haide, dă X! Da, cred că era cu garantat. Da, era cu garantat special. Și? Nu, auzi că nu era cu garantat special. Adică nu e ceva wow. Campaign. A, da, era cu garantat special. Na, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Hai să mergem mai departe. Schimbăm contul. Schimbăm contul. Și mergem la... aici. Contul secundar al lui Marcel. Let's go. Hai să vedem. Contul secundar al lui Marcel. Let's go. Hai cu ceva forță. Fraților, așa cum vă spuneam, dacă vreți să vă faceți singur poftă și vă plac dulciurile, vă invit pe pagina de Instagram a lui Remus cu un mare follow
Să-i dăm acolo un follow puternic pentru că a început și el să gătească împreună cu iubita lui. Dulciuri. Vrei să-ți fac poftă? Ia uite că intru eu. Intru eu să-ți arăt. Să vezi cât de bine arată. Ia uite. Ia uite. Ia uite. Ia uite. Cu cocos. Fără gluten, fără zahăr. Uite, i-am dat și o follow. I-am dat și o follow acolo. Haideți cu 1000 de like-uri acolo, forță, încă 12 like-uri. Să facem 1000, tată. Deschide mama ta un pack, mai multe, pe toate le deschide. Și după la 1000 de like-uri, contul meu. După Adrian M, contul meu, tată. Bun, hai să vedem. Cine mai... Pe contul Marcele? Da, ai grijă, ai grijă, e mulțime. A zis că nu mai are la telefon, nu mai are semnă la telefon, nu mai are baterie. Da, a, perfect. Îi facem o surpriză când ajunge acasă să vede jucătorii. Da, respect, Miki, încă o dată, cea mai mare donație din seara asta, 20 de euro acolo din partea lui Miki. Stai. Nu-i nimic. Tu meniul de la, de la 23 îl știai, doar ăsta nu știi. Hai, astea-s picuri. Fii atent, aici îți alegi jucătorul. Tu ți alegi între ăștia trei. Dai cu rotița asta. Peste de la mijloc. Așa, de X. De ce? Și de yes. Sus, tot cu rotiță, cu un mai rotiță. Yes. De ce l-ai ales pe ăsta? Care rating? 86. Mai zi la microfon aici când te auzi. Care 86 rating? Bravo, bravo. Hai că știe dacă nici mama nu stă pe live-uri, dai în dreapta acum și le zici următorul X. Hai. Așa, Gabriel, încă o dată mulțumesc pentru donație și a venit fratele Dragoș. Hai să-i dăm un follow lui Dragoș puternic acolo. Search Dragoș. Gata Dragoș. A plecat follow-ul la Dragoș și a mai donat. Să-ți faci profilul public, Dragoș, e mai bine. Oh, Isco! Ia-l direct. Ia-l direct pe Isco. După aia Mari m-a rugat și el să-i dau follow pe Instagram. Vreau să-i dau și lui. Vreau ca toată lumea să fie fericită în seara asta și mulțumită. Mamă, stai că te-ai aruncat rău de tot. Fraților, ce alegem aici? Stați că s-a aruncat rău de tot. Mari ne urmărește și el, îi dăm și lui un follow acolo pe Instagram. Bogdan vrea și el follow. Casemiro? Stai să vedem ce zic băieții aici. Bun. Deci lui Dragoș i-am dat follow. Gata. E ultimul follow pe care trebuie să-l dăm aici. La fratele Bogdan. Gata, Bogdan, ți-am dat și ție follow. Vă mulțumesc mult tuturor pentru donații. Toată lumea zice Casemiro sau Diaby. Casemiro sau Diaby? Eu zic Casemiro. Casemiro. Hai, ia-l pe Casemiro. Yes. Am că știe mama. Și 1000 de like-uri. Pregătește-te pentru contul meu. 1000 de like-uri. Nu e supărat Marcel, nu? Nu cred că e supărat. Hai. Le-a păstrat pe astea bronz pentru jucători români. Să mă trimiți la un jucător român. Opa! Bă! Mamă, ce m-am speriat. Am zis că e Haaland. Eu nu vreau să te sperii, așa că nu... Sorlot, am zis că e Haaland ceva. Hai, de acolo. Bag în club. Până în spate dreapta. Așa. Gata. Hai că nu este greu. Și acum... Hai cu un jucător român, forță acolo. Nu. Nu e România, nu? Nu. N-a fost să fie cu România, dar urmează. Arabia Saudită. Dai tăi. Dai mei, corect. Prietenii mei. Bagă în club, da. Hai mama, cu un român. Să terminăm live-ul ăsta în forță cu un jucător român. Să plecăm. Uite ce ți-a zis Carlos, ți-a zis hu. Așa zis, măi, Carlos. Așa ți-a zis, hu. Hai de capul tău. Urât, Carlos. Urât. Mamă, cum arată ăsta interstelar. Zici că e mare toti. Cică, bă. 1-0, Carlos. 1-0, Carlos. Te bag în club? Bă, ce ți-am promis? Și nu m-am ținut de promisiune. Taci că e șarp. Da, bag în club. X. Hai, următoare. Cea mai bună jucătoare de FIFA. Mama, nu? Hai, X. Ha, mama, cu România, vrem să vedem România. X. Dacă nu vezi România, dă-i. Trebuie să vedem România. Aul, ce-mi scrie România, dar e Belgia. Hai, bagă în club. Uite, oțelul galas ne pica Begiu. Aici lasă-mă pe mine. Gata. Hai.
Da, Dragoș, după live mă uit cu mare drag. Hai cu România, fraților. Haideți acolo toată lumea cu România în chat. Să ne pice jucător român. Care să fie următorul jucător român pe care îl vizităm? Plantă, ne pică plante. Hai. Ție-ți plac plantele? Vrei apă? Îmi zici dacă vrei. Era român? Nu. Te-ai uitat și după? Nu. Ha, uite-te și după că poate să fie român. Era român după? Vine ad. X. Hai, uite-te și după. Da. Și că da, era român. Da. Nu era. Face mișto, Carlos. Irimia de la Dinamo. Auzi că era Irimia, chiar era. Chiar era, dar nu era de la echipa națională. Nu era de la echipa națională, dă-i. Hai, era Irimia, ok. Dar noi am zis, challenge-ul este cu jucători de la echipa națională a României. De la România. Băi, fraților, că tot a venit vorba de echipe. Voi știți ce am primit eu astăzi? Nu știu dacă ați văzut la mine pe Instagram. Am primit, m-am trezit cu un cadou tare rău de tot. Ia de X, să vedem dacă e vreun jucător. Nu e România. Nu e. Deci uitați-vă ce cadou șmecher am primit. Carlos, îți place? Și e mare rău de tot să-l pun pe perete. Așa. Deci să-l pun pe perete. Vă zic, stai așa puțin o secundă. Vă zic imediat și Instagramul băiatului. Are Alex Dilancia. Stați că vă pun linkul. Vă pun linkul să vedeți. Omul face niște chestii geniale. De genul să vă puneți în cameră afară. A zis că mai îmi trimite una și o punem în studio. Ia vezi. Popescu, da, dar nu e la echipa națională. Nu e la echipa națională. Îmi trebuie ceva mai cunoscut. Ceva mai cunoscut de atât. Vă dau Instagramul băiatului, a lui Alex, ca să vedeți ce opere mișto face cu echipe de fotbal. Încă o dată îi mulțumim mult de tot lui Alex pentru acest cadou. Și dacă vreți să vă uitați, aveți aici Instagramul lui. Ok, nimic. Bagă în club. Unde nu merge să intri? Unde nu merge să intri, Carlos? Haide-mă cu ceva forță. Hai cu ceva tank. Pe contul lui. Secundarea lui Marcel. După mergem la Adrian M. Și după, pentru că s-au făcut 1000 de like-uri, intrăm direct pe contul meu. Cum ar fi pe contul meu? Hai. Bagă în club. Oh, te pupăm, Adrian Stoian, respect. Respect, frățioare. Te pupăm. Unu. Mi-a făcut o cară, deși mi-a făcut o glumă. Că a zis că nu merge să intre și am zis unde. Și m-ar veni 1-1. Bine, Carlos, faci de-astea. Te țin eu minte. Pa, pa, vorbisem cu Robert. Să-ți dăm ție tricoul ăsta cu Antui. Adio. Bagă în club. Stai, că vreau să le arăt băieților tricoul pe care l-am primit aseară. Că îl pun aici, frumos. Deci e tricoul meu preferat de la FCSB. Ăsta albastru cu fosforescent. Ia uitați-vă cât de șmecher arată fosforescentul ăsta, vedeți? Prea mișto arată. Și cu albastru acolo. Prea tare. Hai mama, cu un jucător român. Hai mama, că te iau cu mine. Nu, e Belgia. Mergi cu mine? Da, și am avut impresia că e... Da, e Belgia, da. Seamănă. Mergi cu mine? În Spania? Știi că mai merg. Păi ai fost cu mine în Spania. Și culmea, știi unde joacă Horatiu Moldovan? Mm. Tot în Madrid. E, da. Da, da, nu la Real, la Atletico. E rival. Mai ții minte când ne-am întâlnit cu jucătoria de mai filmat tu? Da, n-am fost la Atletico, dar de la aeroport direct la acolo Atletico. Acolo joacă. Mi-ai dat mesaj că vin în Anglia dacă e. Păi Roma am fost super mega pe grabă, fratelo. Posibil să mai vin și îți scriu, serios. Păi aici sunt șansele cele mai mari, în pachetele astea. Deci concentrează-te, pachetele astea au cele mai mari șanse să plecăm, mamă. Îți iau bilet de avion și plecăm, crede-mă. Totul este la asta pe bune. Pentru asta mă străduiesc. Haide, o excursie. Acum poate să fii și în Arabia Saudită. Ei, nu. Ai zis că mergi, ba da. Briceag. E român, dar nu e la echipa națională. Trebuie să fie la echipa României. Hai. Hai să schimbăm.
sus. Da, da, de la echipa națională, tot challenge-ul bănesc că v-ați dat seama, am fost la Ianis Hagi, am fost să revistăm pe Radu Drăgușin, continuăm lista de la echipa României, băieții care vor fi prezenți la Euro. Ne legăm cât putem de Euro. Te pup, Nicola Sioniță, respect maxim. Era român, dar așa nu facem cu orice român. Cu jucători de la România. Așa, jos, jos ăsta, hai. Salut, David! Te pupăm! Dar ce la Uri? Acolo să fie. Nu-mi prea sunt aurii. Uite, Petrolul, dar nu e român. Petrolul Ploiești. Da, dar e brazilian. Jair. Ok. Da, chiar tu ai avut vreodată o echipă preferată din România? Nu te-am întrebat niciodată asta. Da. Steaua? Da. I-au zis, fraților, mama este lista. Aflu și acum pentru prima dată. Așa. Deci am aflat spune cu ce echipă. Spune ca să mă înjure din amoviști. Aie, ți-ai asumat? Băi, aie și-a asumat. Hai că ține cu Steaua. Te țineam pup. Cu Steaua când era. Uite, Steaua, pe Carlos l-ai făcut fericit. Ole, ole, Steaua e viața mea. Hai. Uite, de Darius, uite, e ține și el. Respect mama Buțan. Ia vezi, nu e român. Dă-i, 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 dă-i. Uite, doamna Buțan este stelist. Stau sus răsare și Dinamo moare, zice David. No, noi intrăm în polemici de genul. Știți foarte bine, respectăm toate echipele, indiferent că țineți cu Dinamo, Rapid, FCSB, Cluj. Fiecare e liber să țină. Exact, fiecare marți. E liber să țină cu ce echipă. Da, marți, dacă e pică, miercuri era... Da, corect, corect, corect. Duminică trebuia să pice. Da, duminică. Nu e, nu e, nu e, nu e, nu e, hai. Șanse mari, șanse mari. S-a blocat jocul. Ce ai făcut, mamă? Pe ce ai apăsat? Nu pe ce? Știi că l-ai stricat, nu? Da. L-ai stricat? Hai, mai cumperi și tu un PlayStation 5. Facem giveaway cu el. Așa, close game și mai intrăm o dată. Haide, deci nu pot să cred că nu ne pică unul. Eu ce credeam? Vorbisem cu băieții înainte să vii tu, că facem mare listă cu toți jucătorii români care ne pică, că o să fie mulți și la final... Chat-ul decide ce jucător vizităm, știi? Dar nu uite-te și tu, suntem live de 2 ore, trebuie să aștepți acum puțin. Suntem live de 2 ore și nu ne-a picat niciun jucător. Nu e nimic, mă, nu e nimic. Hai, Ultimate Team. Dăm aici. United pe viață, forță! Și din afară cu ce echipă ți? Cu Real Madrid. Eram sigur că i-a plăcut mult când am fost la Real. Deci... FCSB și Real Madrid. Cu astea două echipe ține mama. Și eu cu Botoșan, se știe. În inima mea Botoșan, prima echipă care m-a invitat să fiu jucătorul lor și Manchester United. Am dat eu pe galben, că oricum e aici, nici nu știu ce țară e aici. Chiar nu știu, uite, chiar vreau să verific țara asta, aluta Remy. Așa. Ups. Așa, ce țară e? Iran, ok, Iran. Gata. Tudor Provocare, dacă nu-ți pică la tine pe con 94 plus, n-ai tricou cu Stoica și ăla cu Spania. Gata, facem așa. Ți-l dau pe ăla cu Ianis, Stoica și tu mi-l dai pe ăla cu Spania. Liverpool! Ce jucător silver de la Liverpool? A, e fată. Hinz, ok. Nu-i nimic. Mamă, ce am zis, ultimul chiar seamănă, dar e francez. Are față de român. Respect, Lucian. Hai. Următorul. America. Nimic de X. X! Aici doar Nicolae Stanciu. Ia! Mamă, ce m-am speriat. Ok, bagă în club, bagă în club. Haideți cu 1100 de like-uri! Întrebare pentru tot chat-ul, că suntem aproape 400 și ceva. Cine a văzut clipul de astăzi de la meci? Să scrie eu. Cine nu, să scrie eu nu. Asta era cunoscut, Jordi Alba. Da, da, școala Barcelona. Uite că știi, bravo. Este, așa e. Noi, fără român. Fără român, da. Ce fac? Jos, stai că îl dau eu jos. Îl dau eu jos.
Eu nu, Carlos, uite-mă ce șarpe. Ia să vedem cine s-a uitat. Notu Slow, Dragoș, Ani, Lucian, Speed, Ionut, Sânziana, Football Moments, Darius, Andrei Ion, Football Edits, Iulian, Fan Messi, Yuri, Marius. Și eu. Ionut, mama. Chiar te-ai uitat? Da. Dar știi ce n-ai făcut tu? N-ai dat like la live. Pentru că aveai telefonul aici, când am dat drumul și a venit notificare aici. L-ai luat? Ai dat? Da? Bate aici. Bate aici, numărul 1. Darini. Respect celor care au dat acolo like, forță, și la live-ul din seara asta, și la clipul de azi. Dublă postare astăzi. Video de la meci și live. Hai! AC Milan, AC Milan, AC Milan, Calabria. X, 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 X. Ce nu e România, dă mai departe. Cărnat! Mamă, dar numai nume de asta e picălul, mama. Briciag, cărnat, da. Hai, mergem mai departe. Mergem mai departe. Îl salutăm pe Cărnat pentru că ne știm cu el. E Cărnat. Așa, așa se citește. Hai. Germania, CDM. Wolfsburg, nimic. Cred că e o fată aici. Cred că e fată. Să vedem ce are în spate. Nimic. Nimic, 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 nimic. În club, direct. Mamă, deci să nu ne pice jucător român. Băi, stați că vreau să mă uit la lotul României. De la echipa națională. Să nu ne pice niciun jucător și numai din astea cu Silver. A, uite, Silver. Spania. Asta e la Carlos. Căruia ai tu tricou. Dă-i, dă-i, că nu e. Tete. Cum ar fi Yanis? Mai mergem o dată. Palmer, uite, jucător tare. Silver de la Chelsea. Club. În club, da. Palmer de la Chelsea, cât de tare. Am, frate, cum să nu pice un jucător român pe fiecare live pică, să fie azi live blestemat. Dă X. Că aici e 85 plus, e alt pachet. Mersi, Costine. Bright, jucătoarea de la Chelsea, bagă un club și pe ea. Hai, următor, următor. Mamă, vezi că ăsta e pachetare. Aici poate să fie Ronaldo. Haaland. Nu, e Odegaard. Odegaard de la Arsenal, poți să dai X. E ok. Ei, tu blockout. Bă, e unul tare, adică. Și Modric, Luca Modric. Uite, ăsta joacă la echipa ta preferată. La Real Madrid. Modric. E cel mai experimentat jucător de la echipă. Și cred că e cel mai în vârstă. Uite, aici poate să pice Stanciu. Serios. De X, că e Spania. Haide-mă cu România. Nu e nimic. Haide-mă. Ultimele două conturi. Încă două conturi. Ultimele două șanse la ceva top. Hai să vedem. Unde ești? Tudor Buțan aici. Mergem la shawarma dacă pică. Hai să vedem. Pardon, nu aici. Dăm aici, dăm aici, dăm aici. Tu ești Adi, Răzvan? Adi, tu ești cu Răzvan H99? Cred că el e, dacă e singurul care ne-a dat. Ultimele două conturi, contul lui Adi și contul meu. Let's go! În continuare voi puteți scrie ce jucător credeți că ne va pica. Mai mulți eu zic că greu. Da, uite, el e. Perfect. Hai! Start SharePlay, give controller. Perfect. Join SharePlay. Hai să vedem. Toată lumea la shawarma dacă ne pică, a? Te bagi la shawarma? La ora asta, corect. Oooo, dar ce echipă avem aici. Ia să vedem dacă recunoști un jucător din echipa asta. Trebuie să-mi pun ochelarii ca să-i văd pe ăștia. Uite, ăsta. Sau ăsta. Unul din ăștia doi. Ăsta este Ronald. Bravo, l-a ghicit direct, mamă. Asta e echipă, deci fii atentă, mamă. Ăsta e Condă Bulănoși. Luadi pică mereu jucător forță, dar vreau să-i demonstrez că dacă deschidem noi, pică și mai forță. Că dacă deschid eu, nu mai pică. Că nu mai zice, că mereu când dă, nu pică nimic. Șeful, m-auzi? Unu-i ușul. Stai așa, șeful, m-auzi? Nu ne aud. Deschidem tot? Sau... Te pup, mare respect. Ce deschidem?
Păi nu, dar ce pachet, dacă deschidem pe toate? Asta îl întrebam. Cum a fost Bruno la meci? Deschide tot. Hai, gata. Că după aia ne-am auzit de mai multe ori dacă vorbim cu el pe asta. Bun, mamă, deci cel mai tare cont, uitați voi și voi. Carlos, ai curaj să te bași cu mine la challenge când pică 94 plus pe contul ăsta? Au, dă-te pe mut, dă-te pe mut, Adițu, că mă aud de mai multe ori. Hai să vedem. A fost frumos la meci. A, stai că am uitat de tine. Hai să vedem. Hai să schimbăm pe ăsta aici. Hai, mamă, deschide tu acum. Câte sunt în total? 14, 7 cu 7. Hai, start. Go. 94 plus, ai zis, nu? Hai, mă, 92, că e mult 94. Că nu mai e toti să ne pice 94. Zai că mai... Oh, era dublu lockout. Era dublu lockout. Renard, 88. Deci Carlos zice să ne picem jucător 92 sau 94. Hai, 1 cu 1. Opa. E Sorlot. Te-am mai picat odată. Nu e Haaland. Mereu mă sperie aici că e Haaland. Dar este Sorlot. Și o șaorma, uite, zice Dragoș. Pentru Dragoș o șaorma. Gata, Dragoș. Hai, tu ești, da? Da. Fii atentă. Mama, astea stau rău de tot. Deschide-l pe ăsta, că e mai slab. Gen, să zicem mai slab și după aia merge la mai tare. Hai, de mie. Modric, iar. Nu e Brozovic, cred. Cred că e Brozovic aici. Da, cum ziceam. Antonio! Devine și el membru! Te pupăm, Antonio! Mulțumim frumos pentru membru! Respect! Respect, Antonio, pentru membru! Mulțumim mult de tot, fratelul! Bine ai venit în familie! Gata, e și Antonio aici cu noi. Haide, mă, tată, mă, Gulaș. Portarul cu care ne-am întâlnit la Leipzig. Chiar cu Adrian M. ne-am întâlnit cu el. Bun. Așa. Hai să vedem. Tu ești acum, dă-i. Dă-i. Păi ce mi-ai făcut? Oh, scuze. X. Salut, Miță Music, te pupăm. Cred că salut, Edina. Mai bune și pe mine, mie mi le nu e adevărat. Mie mi le dai pe cele mai slabe și tu le alegi pe cele mai bune. Nu e adevărat. Haide, haide. Serios, și tu ai deschis cei mai buni. Dă-i. E ok, e ok. Te-ai cunoscut. Da, dă-i X, e ok. Bun, bagă în club. Ericsson îl schimbăm. Quick. Ah, nu. Sus. Dăm sus. Hai, tata. Salut, Leonard, te pup. Haide, mă, cu ceva top, mă. Uite, uite, urmează 87+, plus, gen urmează ceva mare rău. Ultimele 8 pachete. Și fii atentă, facem și challenge. Vedem care prinde jucătorul cu rating mai mare. La tine cel mai mare 88. Că știi că am zis. Da. 89. Deci, am preluat conducerea, da? Da. Hai să vedem care câștigă. Dă-i. Uite, acum tu ai 5 jucători. Cum ar veni, ai 5 șanse față de mine. Nu e Messi. E Lautaro aici. X. Poate să mai fie unul. Lasă, nu dai X. Că mai e unul după el și poate să fie mai mare decât el. Uite, păi, uite, m-a egalat. Eu aveam 89, 89, nu? Egalitate, bun. Egalitate, e de X. O, Victor! Membru de 9 luni acolo, respect! Uite, cu Victor am fost și în Spania și în Arabia Saudită. Vă salut pe amândoi. Te salută și pe tine. Și noi. Te pupăm, Victor. Mersi mult de tot. Castel... Vezi că ți-a picat jucătoare specială. Castellanos. E bine. E de bine. Așa. Ar mai deschid eu unul și până mai deschid. Păi da, nu. Nu, deschid eu acum, e rândul meu. Dar stai să îți fac curat aici. Unu cu unu. Mamă, câți membri avem în continuare. Vă mulțumesc tuturor pentru membru și pentru donațiile din seara asta. Uite, deschid tot 83. Tot 83. Și după aia trecem la 85 și 87. Tu le alegi. Nu, le iau pe rând. Uite-te, fii atentă. Că le iau pe rând, nu-ți iau pachet. Seamănă, seamănă da. Culorile. Roșu și cu albastru. Ce zici, mama? Câștigă FCSB campionatul sezonul ăsta? Da sau nu? Te bag în gura lupului. Zi. Mă abțin. Hai mă, zi. Mă abțin. Da sau nu? Mă abțin. Zi. Nu. Eu zic că da. Eu zic că da. Eu zic că FCSB. Chiar dacă țineți minte primul meu live, am zis că Rapid de informare și o să câștige. Am live-ul pe canal. Când am zis că Rapidul câștigă titlul. Nu, poți să-i dai. Poți să-i dai.
Dar tu cum să zici că nu? Ai zis că ești stilistă și acum zici că nu. Ai văzut meciul de aseară tu, nu? Dar sunt realistă. Ai văzut meciul de aseară, așa ai? Păi da. Eram sigur. Mama s-a uitat la meciul de aseară. Și a închis televizorul la 3-0, așa mi-a zis. La 3-0 a închis televizorul, s-a supărat. Este listă mama și zis. Așa. Bun. De ce le tot... Uite, eu deschid 83. Păi că mă uit la ele, da, uite. Ăsta e ultimul slab, dacă încolo sunt top toate. Striker. Mamă, Juventus, nimic. Haideți cu 1200 de like-uri! Hai să vedem cum scăpăm de ăștia. Putem să dăm cu XL sau facem un SBC, șeful? Stai să decide el. Dacă ăștia facem SBC sau cu XL. Dragoș, uite, ai zis prima acolo cu pinul. Hai să punem un pin aici puternic. Hai să vedem ce facem cu ei, dacă băgăm la vreun SBC. Și între timp am mai avut 3 membri, nu? Deci avem 67 de membri. Vă mulțumim mult de tot pentru membru. Cu XL, hai că recuperează el după. Urmează contul meu, da, urmează contul meu. Eu. Tu ești, fii atentă. Deci ăsta 87 e cel mai tare. 85 sunt la fel. Și ăsta la fel e cel mai tare. Tu vreau să le deschizi pe astea două cele mai tari, pentru că ești invitata mea. Sau uite, bă, uite, ea crede cu păcălesc. Stați un pic, ea crede cu păcălesc, stai un pic. Deschide. Pe care vrei tu? Oricum te-ai dus pe la tare, cum ți-am zis eu. Lewandowski. Nu e Lewandowski. Nu e Lewandowski. Poate să fie ceva mare după. Nu. Slab. X, ok. Și ca să vezi că nu te mint. Wow, Zakaria și Isco, nu e rău. Ok, recuperează Adi după pe ăștia doi. Hai să vedem. Fii atentă. Eu deschid la rândul, contează că e... Da, uite, el deschide pe ăsta. 87, deschide. Da? Deschide. Nu. Hai cu ceva peste 90. Nu! Nu, suntem la egalitate până. Da, asta e cel mai tare pachet pe care l-am avut. Asta. Ha. Și acum ultimele două. Una cu una și după contul meu, ultimul cont. Asta, e cu noroc. Hai, challenge-ul e între astea două, ca să fim clari. Ca așa am ieșit la egalitate. Deci tu ai... 87, ok. Și acum. Ai răbdare. Nu mai e nimic. Mai nimic. Și ultimul pachet de pe contul lui Adi. Hai cu ceva forță. 3, 2, 1 și am deschis eu. La mine e roșu. Spania. Nu Morata. Nu e Morata. Paris Saint-Germain. Pă. Asensio. Cât ai avut? 87, da? Mm-hmm. Bravo. Mama câștigă challenge-ul de pe contul lui Adi. Mama, zice-o că e mare Dembele aici. Mersi mult de tot, Adi, pentru pachete. Respect maxim. Și haideți să mergem pe ultimul cont de astăzi. Contul meu. Unde aici deschizi tu full, da? Da. Ultimul cont din această seară. Contul meu. Doamne ajută la un jucător român și la un jucător 90+. Hai să vedem. 420 de oameni pe live în acest moment. Let's go, tata. Let's go. Stai, dau eu ultimate team. Oh, scuze. Vina mea. Haideți cu 1200 de like-uri. Am zis, obiectivul de astăzi este de 1000 de like-uri. Ați reușit 1100, dar vreau și mai mult. Haideți cu 1200. Putem. Ok, X. Câte pachete avem? Avem picurile prima dată și după aia pachetele. 3 picuri. Hai, dă-i în ele. 1. Mamă, cei mai slabi. Hai, următorul. 2. Păi nu, dă-i la ultimul. Nu, dar asta, nu, asta, dă la următorul. E mai slab. Ca să nu fie două slabe unul după altul, să-mi pice slab. Ia-l pe Werner. Așa. Și hai cu ultimul. Da. Hai, Doamne. Hai, mă, cu 90+.
Aoleo, cât de slab. Cât de slab, nu-mi vine să cred. Hai, avem 17 pachete, 17 șanse, da? Dau eu în astea că-s mai slabe, ca să scăpăm de ele. Tu uite-te după România, orice ar fi. Păi la viteza care decât tu ai... Păi, te uiți și tu acolo, vezi steagul României, atâta. Păi steagul, trebuie să-l și văd. Astea oricum sunt slabe, ți-am zis. Adică nu poți pice nimic în ele. Nu știi niciodată, știu, țin minte eu că odată la un pachet de ăsta slab... A picat? Într-un top de al tău am văzut la un pachet slab că a picat bine. Da? Da. Hai. Hai să vedem. RIP, zice Mario. Oh, Sorlot. Ok, bun Sorlot, bun Sorlot pe contul meu. Nu e rău. Și vezi, era pachet slab. Ți-am spus. Așa, jos, jos, jos. Hai, tată, ultimele pachete. Ultimele 14 pachete. Let's go. Te las pe tine să deschizi palea mai forță, da? Spania, Striker. Nimic. Nimic. Provedel. Haide mă, Doamne, dă-mă și mie ceva să știm că am terminat live-ul ăsta în forță. Ia uite ce urmează aici. Rare Gold Pack. De aici poate să fie Stanciu. Stanciu. Nu e Stanciu. Jos, jos. Haide mă cu ceva forță. Electrum. Uite de aici poate să fie Florinel Coman, Olaru, Moruțan, Cicâldău, orice jucător, Bancu, Rațiu, Moldovan, Drăgușin, orice. Olo, nu pot să cred. Salut, Sebi, te pupăm! Imediat vă arăt și echipa, sigur că da. Aceasta este echipa cu Butra. Am avut noroc anul ăsta, zic eu. Henri, Ibala, Colomani, Drăgușin al nostru, Havertz, Maldini, Cancelo, chiar e forță echipa, îmi place foarte mult. Dar vreau o îmbunătățire și eu. Nimic, Vlade, nimic de România, nu-mi vine să cred. Nimic, nimic. Uite, small prime goal, uite, de aici poate să fie Stanciu. De aici poate să fie Stanciu, era Anglia. Păi, nimic. Ce vrei să ajungi în Anglia? Păi nu că Stanciu, ci că Blane, vezi că e mai bună decât tata, șeful. Vreau, Stanciu e în Arabia Saudită. Ei, parcă este în Anglia. Nu, Drăgușin e în Anglia, Stanciu e în Arabia Saudită. Așa. Vezi că nu mai merg la Arabia. Păi nu mai merg, dar dacă pică, ce să fac? Challenge-ul e challenge. Astea-ți relație că-s mai bune. Hai. Miliei, gata? Arată că ai preluat controlul. Arată la cameră. Gata, frate, a preluat ea controlul. X. Bagă în club cu XL-ul, stai așa să te ajut eu. Bună seara, Kayak. Hai, posta. Așa, X, posta. E doar Roma, fără Nia. Da, ne-a picat Roma, Nia. Mancini, nimic. Băgăm așa. Jos, jos. Hai, câte pachete mai ai? Ultimele 8 pachete, dacă nu mă înșel. 7, dă-i. 85 direct. Hai cu ceva forță aici. Inform, Spania, CB. Hai, dă-i X. Dă-i X că e slab. Nu, no, mai zic că pică și mie ceva forță. Bag în club. Haide, mama, te rog. 81. Dă-i. X. Colombia, n-are ce să fie. Asta probabil va juca împotriva României pentru că urmează meciul România-Columbia la Madrid. Nu mai are ce să fie. Stai așa să ți schimb eu repede pe ăștia doi. Jos, jos, gata. Hai, următor. Face icon. Da, uite, facem un icon după, să sperăm că avem. Facem cu drag. Bună idee. Facem un icon după. Măcar să știm că terminăm fericiți și îl deschide mama. X. X, că mi-au făcut băieții poftă de icon pe contul meu, că n-am mai deschis de mult. Ne pic chiar un Eusebio, ca pe vremuri, un Ronaldinho. X. Câte mai sunt 3? Da. X, poți să dai X. Dă X, că nu e nimic. Fii atent, mai facem ceva.
O, Oblak, 88, nu e rău. Ăsta e coleg cu Horațiu Moldovan. Da. Da. Rare player spec. Aici poate să fie. Franța. Left back. Metz. Slab. Slab. Nimic, fraților. Quick sell. Știi în ce pachet am încredere? În ultimul, care are 24 de jucători. Și tu-l deschizi pe ăla. Cu 24. Aici cred că e Kimmich. N-are ce să fie, wow. Da. Aici poate să fie Stanciu, ascultă-mă. Vorbesc serios, nu e Caterinca. Hai. Hai mai Stanciu, măi. Hai Stanciu. Hai Stanciu, te rog. Hai Stanciu, te rugăm. Stanciu. Stanciu. Damac, venim. X. Stanciu. X. X. 3, Stanciu. 2, 1. Și... Du-te, 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 că poate să fie mai dreapta. Stai, mă duc eu. România, România. S-a ascuns. Quick sell all. Quick sell. Fii atent, mai vreau să facem ceva. Deschidem pachete silver. Deschidem pachete silver. Sau deschidem un promo de stai să văd. Silver pack sau promo direct? Silver pack sau promo direct? Ce ziceți, băieți? Eu aș merge către silver mai degrabă. Ca să ne pice și cător român, că așa la nu pică, sigur. Promo, scrie cineva silver, altcineva promo. Nu, hai să mai deschidem, stai să mai deschidă o silver, de? Franța. Promo. Uite, nu mai facem Icon, că a dat adic iconul. Hai că facem la Adi, nu mai facem la mine, că voiam să terminăm cu iconul, dar l-a făcut Adi înainte. FCSB, ne-a picat Tifo de la FCSB. Fii atentă cum facem. Deschidem promo de 60.000 și mai dau eu. Lasă-mă pe mine, că simt că ție nu spică. Gata. Uite, mai deschide tu, uite, să vezi. Nu. Ba da, uite, că am văzut că te-ai uitat urât. Te rog eu. Nu m-am uitat. Hai, te rog eu, mai deschide acum. Nu. Haide, dă-i. Dar fii atent, pe ăsta deschizi cu pătrat. Deschide altfel, cu pătrat. Dă-i. Și X. Acum. Și dă-i tu, X acum. X. Haide. China, X. Shanghai. No, deschide tu, că eu simt că nu sunt în mână în seara. Păi nu, că vreau să terminăm cu iconul pe care să-l deschizi tu. Hai, uite, mai deschid eu două și după aceea deschidem iconul. Bag seama că nici nu ești în mână. Dar nu înțeleg, să nu ne pice un jucător român. Uite, mai deschid încă două. Pun o poză, nu? Pune o poză. Ca să vedem și noi. Haide, mă, cu un jucător român. Nu vrea, frate. Uite, FCSB, Tifu, zi, badge-ul celor de la FCSB. Nu vrea. Fii atent, mai deschid așa, încă 3. Și după aia deschidem promo, ca să facem și, știi? Da. Deschidem și silver și promo, că promo e de 60.000. Hai, cu 1200 de like-uri. La 1200 de like-uri vine jucătorul român, ascultați-mă. Haide-mă cu un jucător român. Uite, mai deschid încă 5. Până la 60.000, că cheltui toți banii pe care i-am. Toți banii cheltuim pentru challenge-ul din seara asta. Uite, zici și tu ceva. Regeca. Am un jucător. La silver sunt mai tari, da, decât la bronz. Adică silver e și Olaru, și Florinel Coman, și Horațiu... Nu sunt bronz. Jucători la echipa națională, cei mai mulți sunt silver. De asta deschid silver. Norvegia. Badge rapid, da, am văzut. Până la 60.000. Încă două mai se deschide. Cred că era la rapid. Era cu rapid. Hagi! Mamă, nu cred! Ne pică Hagi, dar manager. Mamă, cât de tare. Cum ar fi să ne pice Hagi manager și imediat după Hagi jucător. Hagi, că deschidem Icon acum la Adi, deschidem chiar două. Cel mai bun antrenor, uite, zice Răzvan. Acum nu știu dacă a zis de Hagi sau de Regecam. Bă, e special. E de la fake. E special fake. Delfin, i-auzi echipa aici.
nimic. Nimic, hai cu special, hai cu promo și după deschizi tu icon-ul. Noapte bună, Drago, și te pupăm! Deci mă duc la promo. Ce alegi în ce ai, Real Madrid, Madrid sau Barcelona? Real Madrid, amândoi, aici uite-ți de acord cu tine. Și Andra cu donație puternică de 25 de ron, nu trebuie Andra, faci și noi 1000 de abonați la Canal Chef, joc și FC Mobile contra cost pentru cine-i auzi, ce tare, sigur că da. Sigur că da, Andra. Uite, chiar acum facem. Chiar acum facem. Mersi mult, dar nu trebuie, ca idee. Îți mulțumesc din suflet. Andra. Ha, mă, un jucător român. Ță. Uite, ne-a mai dat aici unul. Poate ne pite în ăsta gratis. Să băgăm așa. 976! Bă, eu zic că facem 1000. Fraților, o ajutăm și pe Andra să facă 1000 de abonați. Stai să intrăm la Adi. Să deschidem unul cu unul, că are două. Deschidem unul cu unul. Fraților, o ajutăm și pe Andra să facă 1000. Să abonăm. Păi și eu sunt. Haideți, vă rog, 1200 de like cu respect. Vă rog eu mult, mult de tot, haideți cu 1000 de abonați la Andra. Vă rog din toată inima mea. Haideți să sărbătorească și ea în seara asta, să bea acolo un pahar de Robi Bubble, sărbătorind prima 1000 de abonați. Mersi mult încă o dată, Adi, pentru pachete. Câți are? Scrieți-mi voi acolo, câți are? Până să dau eu refresh. Până să dau eu refresh. 985, hai încă 15. Încă 15, vă rog eu mult. Când a făcut Andra, nu deschide. Când a făcut Andra 1000, deschidem ultimele pachete, vă rog eu. Te pup, Andrei Creangă. Edi, gata, Rare și-a dat. Marius a dat și el, 984. Scrieți-mi voi câți are. Până la 1000 scrieți voi acolo, câți are, câți are. Mario a dat și el acum. Haideți să-i facem 1000, vă rog eu mult, mult de tot. Nu mă las. Scrieți-mi voi acolo, cât are? 994, încă 6! Kayak a dat și el, Tudor a dat și el, iSilent a dat și el, încă 15. 3, 2, 1! Ultimul refresh. 1000 de abonați la Andra! Bravo, bine, Andra! Mama, a apărut pe ecran când am zis. Te pupăm și felicitări, Andra, pentru 1000 de abonați! Haideți cu inimioare acolo pentru Andra și pachetul ăsta cu dedicație pentru Andra de la mama. Hai, dă-i! Dă-i, mama! E bun. E bun, cred. Bă, e win sau lose? Cred că cu ăsta valorează ceva. Că pe restul nu știu. Omul a venit la costum. Fraților, e win sau lose? Adi, ce luăm, tată? Lose, lose adică e slab, toată lumea. Long call, lose. Ce luăm, Adi? Call. Call, și eu zic tot call. Ma, mai avem oare și icon, că-s care două. Sau asta a fost, ia să vedem la store. Hai că nu-l deschid eu. Deschide. Hai că nu-l deschid eu, ia. Da, are, asta era Hero, are două icon separat. Forță, 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 forță. Mai avem două iconuri, uite, Adi, asta a fost. Stanciu! Bă, Stanciu! M-ai și speriat. Bă, Stanciu! Bă, ne pică Stanciu la ultimul pachet! Bă, Stanciu la ultimul pachet! Stanciu la ultimul pachet, urmează să ne vedem cu el. Nicușor Stanciu la ultimul pachet. Bă, sunteți nebuni? Pune mâna să vezi cum bate-n ea. Bă, Stanciu la ultimul pachet, bine rău de tot. La mișto am deschis. Bine rău, obiectiv îndeplinit. Nicușoare, venim unde vrei tu. Poate vorbi, ar fi frumos să ne invite la Arabia Saudită. Mergem, dacă ne invită, mergem. Mergem. Hai și cu Hagi. L-am deschis eu pe primul.
Hai și cu Hagi. Respect! Respect, mama! Mamă, ce e ăsta cu verde? De Crăciun. Shearer. Ok. Îți dă că nu te... Nu te... Mua. Trebuie să fie de aplicate. Hai că recuperează el după. Și ultimul pachet al serii, după ce Nicușor Stanciu ne pică în pachet. 3, 2, 1. Deci nu mai contează. Corect, Stanciu. Corect. Obiectivul de venit. Bate aici, Drogba. La ce echipă a jucat Drogba? Hai, ultima întrebare a live-ului. Pentru mama, test. E, asta e bună. Variante de răspuns. Real Madrid, Barcelona. Deci Real Madrid, Barcelona, AC Milan sau Chelsea? Între Chelsea și AC Milan. Între Chelsea și AC Milan, ok, au rămas astea două, hai să vedem dacă ghicești. Chelsea sau AC Milan? Nu te uita, hei, hei! Dar nu mă uit. Hai, Chelsea sau AC Milan? Dacă ghicești din partea mea, câștigi un tricou cu Drogba. Chelsea. De unde știi? Păi, ai zis Chelsea și cum ai dat Milan așa că bravo. Bravo. Așadar, fraților, Bluetooth. Cam atât cu live-ul de astăzi. Ne pică un jucător român, Nicușor Stanciu. Și acum știi ce nebunie mi-a venit? Dacă nu ne răspundem să mergem în Arabia Saudită, ar mai fi o variantă să mergem la amicalul dintre Columbia și România, să ne vedem în particular cu Nicușor Stanciu și să mergem și la Atletico Madrid, să ne vedem și cu Horațiu Moldovan și la Raiul Vallecano să ne vedem cu Horațiu. Deci ar fi o nebunie totală. Așadar, vă mulțumim mult de tot pentru atenție și pentru că ne-ați urmărit aproape 3 ore. Siguranța Online. Corect. Le mulțumim mult de tot și celor de la Siguranța Online pentru că ni s-au alăturat live-ului nostru de astăzi. Linkul îl găsiți în continuare în descriere. Mult respect și pentru mama și mulțumiri că a acceptat invitația mea. Cu drag. Până data viitoare am fost Tudor împreună cu Drogba și v-am pupat. Pa, pa! Pa.